Ce se întâmplă aici, fetelor? Nu, nimic, mi-era doar de tine și... What? Am venit până aici cu Irinu și... Uite, florile astea le-a pus aici special pentru mine. Ce mi-a făcut, mă? I love you! Să iei aici waypoint-ul. M-a pupat! Noul plăște oficial disponibil chiar acum pe primul link din descriere. Yay! Sunt în sfârșit liber din pușcăria Skinkra, deoarece Nocivanul Barbașanu m-a ținut efectiv 6 zile la pușcărie și n-am putut să mă joc Skinkra deloc. Ce părere aveți? A fost rău norocit să mă bagi la pușcărie 6 zile în Skinkraft? Eu cred că da. Eram pe la baza mafiei, în secret sub pământ, unde nu mă vede nimeni, desigur, și fiți atenți, am descoperit cu ochii mei. Dar înainte să vă arăt, trebuie să cu toții pe butonul de like, vedem câte like-uri strângem. Deci dacă strângem peste 2000 de like-uri, o să punem episod de multe, multe de Skinkraft. Sunteți gata să vă arăt? Eu am rămas în șoc când am văzut, mă credeți? Vedeți, 3, 2, 1... Moartea! Cine a pus mastea în baza mafiei? Wow, dar vezi că sunt destul de drăguț cu inimioară, cu un pupic. Cine m-a pupat, mă? M-a pupat cineva pe obraz? Wow! Aparent este de la O. Cine este O? Ok, scrieți-mi în comentarii cine poate să fie cu O. Cine este cu O să mă iubească atât de tare încât mi-a pus astea în bază? Și cum a intrat aici este întrebarea, că este sigilată sub pământ. Uitați-vă cât de departe este de oraș. Este foarte departe sub pământ. Încă mă gândesc, nu știu exact cine este. Hai să vine până acasă, vedem ce se învârte pe acolo. Și apropo, ia uite așa în mână. Q-Sainty Mafia, nouă colecție din 10 septembrie. Deci dacă vă place noul merch oficial cu Mafia, puteți intra pe primul link în descriere și pe 10 septembrie va apărea. Dacă intrați pe primul link în descriere sau unde pe site-ul acesta și uitați, mai sunt 6 zile, se scurge timpul. Oh my god, Q-Sainty Mafia. Și o să vină niște produse chiar interesante, cum ar fi pixuri, caiete, plușii nou și multe altele. Wow, abia aștept. Spuneți dacă vă place modelul. Ceva în genul ăsta o să arate cu mine, cu o mașină și cu o mască. E foarte, foarte tare. Pentru cei care nu știu, practic, acesta este capul de pe măr, cel din mafie. Ia uite, cu frățiorii mei le potrivim bossul și soldății. Ia să mergem acasă, vedem dacă puteți să ne dăm seama de la ce se întâmplă chestia asta. Bol, tu ai fost cu minte, ai văzut tu pe cineva? Cine vă interesează să pună pozele astea drăguțe, ha? Cine începe cu O? Ai tu idee, Bolt? Bolt, zis... What? Serios? Oana! Oh, dar chiar că O vine de la Oana! Ok, am două variante. Ori accept să zic, da, super drăguț, sau mai au de ea. Voi ce-ați face? Deci nu știu ce să zic sincer. Deci este în mafia mea și se cred mă iubește. Ok, hai să mergem acasă, vedem ce se întâmplă. Hopa! Jakey și Ștefan. Ce se întâmplă, mă, aici? Ia să vedem, poate putem să speriem pe Jakey. Ia vedem. Eram pe mute. Aici e Bolunzeană, welcome! Welcome, boys! A fost o cineva pe Oana că am o problemă gravă cu ea. Da, 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 vină încoa, vină încoa, vină încoa. Stai, unde te duci? De unde e? Unde te duci tu? Trebuie să te arăt că e undeva secret și aici e un polițist. Las-o cu secretul, unde e? Că am nevoie, am o treabă cu ea. Știi ce mi-a făcut să vă zic și vouă? Mi-a făcut o poză și a pupat-o cu ruși pe obrazul meu. M-a pupat! Și mi-a pus și inimioară și a zis love. Doamne ferește. Deci nu pot să cred. Locul secret în care se ascunde este la ea acasă. Clasic. Wow. O să văd ce face, să văd dacă chiar i-a pus pozele alea, pentru că scria liniuță O. De la ce poate să vină O? Nu de la Oana? Oana, da. Sau omul orice. Omul orice! Da. E posibil că și el e, uite-l, omul orice. Sau de la Ștefan. Dar chiar de la Ștefan! Dar chiar! Ștefan, mă iubești, mă? Tu mă iubești, mă, Gorila? Iolo, Gorilo! Hai că am plecat, pa, mă, o să văd ce face Oana. Hai, du-te, du-te. Ia, mă, să vedem ce face Oana, deci... Ok, mergem pe la ea acasă, să vedem ce învârte. Mă, monstrul ăla trebuie exilat din oraș, trebuie luat de lesă și aruncat din oraș. Hai, vedem ce face Oana. De ce sunt fetele la mine în casă? M-a făcut bebe să nu mă vadă. Pe, sunt fetele la mine în casă! What? Ce caută fetele? Nu în casă, așa... Oh my god. Nu pot să-mi dau seama cum vin așa, pur și simplu. Ce se întâmplă, mă? Chiar... Ce caută fetele la mine în casă? Irinuș? Oana? Pă! Îmi face poze! Oh my god, mi-a făcut poze, trebuie să mă ascund. Bă, îmi face poze la casă! Ce-au, bă, fetele astea nebune? Oh my god, trebuie să-mi pun buții să pot să sar. Unde sunt buții? Nu pot să cred că mi-a furat. Mi-a furat noci buții, am uitat. Noci Ivanu Baroseanu, polițistul. Oh my god, uite-le. Cu mine să plâng.
De ce plânge? Este foarte mare liniște în oraș de când nu mai e pe aici. Le dor de mine? Fetelor, există, dar n-am voie să mă arăcăm. Arestează Nocivanu Barosanu, fetelor. Mă mai iubesc, fetele, nu se întâmplă de stau la mine în casă. Ok, mă duc să mă ascund, să le leau mai bine. Ia mă ce fac fetele. Mă ascund aici. Fetelor. O, Doamne, uite. Le dor, mă iubesc. Fetelor, sunt aici, dar n-am voie să mă arăt. Oh my god, uite-le. Vai. Uite, florile astea le-a pus aici special pentru ce mine. Ce mi-a făcut, mă? Ce frumos. I love you. Hello. Oh, deci mi-e foarte doar de el. Bine, doar de mine, da, și să se întoarcă. Trebuie să ne ajungă la pușcărie. Doar că nu ultima văzut. Dată că am făcut prostioare. Doar că nu m-am văzut. Și-a pus abonații aici, dar pe mine nu m-a pus. Oh my god. Deci nu pot Oana! Să credeți. Oana! Irinuș? Oare Kisint nu mă iubește? Poate iubește, cum să nu? Abia aștept să vin acasă. I love you! M-am urmat pe ureche! A, nu, uite ce desene frumoase am făcut. Eu, Kisinti, mafia nouă colțit de 10 septembrie, vă place? Oh my god. Nu știu ce să fac pentru că... Să mă arăt? Ai doar un pat simplu, adică... Iuză-le. Pat dublu, de ce nu? Pat dublu! What? Oh my god. M-am lovit. Ce s-a auzit? Ia că mă prefac că vin acasă. Mă prefac că vin acasă. Cred că mi s-a părut. Nu, cred că vin acasă. Nu pot să fac mare. What? Ce caută fete la mine în casă? Alo, cine e acasă? Că am auzit râsete și voci. Cadou de la Akin. O, am primit cadouri, oricine ai fi mulțumit de cadouri. Nu stai să pune câte o cameră aici. Cameră? Cine vorbește mă acolo în pod? Alo? Mi-a pus cameră. Alo, cine este aici? Aoleu. Wow! What? Kisinti, ai întors acasă. Ce se întâmplă aici, fetelor? Nu, nimic, mi-era doar de tine și... What? Am venit până aici cu Irinuș. Și voi ați pus pozele astea? Da, voiam să-ți arăt cât de mult îmi pasă de tine. What? Pe anisit o săptămână, deci voi chiar ați stat aici o săptămână și ați pus pozele astea? Nu chiar. What? Doar zilele, noaptea n-am stat pe aici. Adică uite, n-am dormit în patul tău, nu, deci uite, e curat. Ai dormit în patul meu? Curat. Nu, e curat, deci nu ai nicio dovadă că am venit aici. Ia veniți, fetelor, un pic. Eu uite câte sunt, what? Ce scrie aici? Ce să facem curat neapărat pe aici? Oana, ce? Tu ai pus asta aici? Pe aici? Nu, Irinuș e de vină. Irinuș, tu ai pus asta aici? Oana e de vină. Nu. Oana, tu ai pus asta aici? De vină. Da. Ia veniți, doi fetelor, puțin ce afară. Ce nu-ți place? Ce? Da, Irinuș, cred că mai gândesc ce se întâmplă aici. Adică ați intrat în casa mea când nu eram acasă. What? Ce-am auzit adică, ca... uite și ceilalți au făcut-o. Da, dar în fața ploturilor. Eu uite câte diamante am primit, dar nu în casă. Uto, ai și în casă. Păi tu, Ana, ai fost la baza mea secretă, știi tu unde, și ai pus și acolo poze cu inimioare? Și în casă? Nu. Că scria așa, scria liniuță O. Cine poate fi O în tot orașul? Omul orice? Posibil. Okay. Ia veniți, fetelor, o secundă să lămuriți la toată aici, că sunt puțin confuz. Ia să vedem. Ia că l-am găsit pe Jakey. Ia veniți puțin, veniți puțin. Frățiorii, ia stați două secunde. Ia veniți voi trei secunde, frățiorii, să înțelegi ce se întâmplă, că sunt puțin confuz. Ia veniți. Vezi că îți dă amendă dacă mergi pe stradă, nu mai mergi pe stradă. Dar polițist, ai comentat, vezi că ești singur pe aici, ai grijă. Ia veniți, frățiorii. Sunt doi. Explicați ce se întâmplă aici pe perete. Mamă, trei cadouri. Numai cadouri. Și a venit și la etaj? S-a întâmplat și la etaj, nu doar acolo. Ma. No way. Ce părere aveți? Cine a furat-o, mă? Cine credeți voi că a făcut asta? Oana. Eu mă zic că știe deja unul. Jake, și-a luat și el să-și pună acasă. Să fie. Da. Deci ce părere aveți de Oana că a intrat peste mine în casă când nu eram în casă și mi-a făcut poze? Mi-a pus camere în casă, uitați camera sus să mă vadă când dorm, să uite la patul meu. Dar nu e adevărat, e de jucărie. Mi-a pus camere și mi-a făcut și poze pe care le-a pupat, ia uite. Nu știu, pe mine mă cam sperie. Hai de mine, ce stânjenitor. Deci a pus ruși și a pupat poza.
Ce vai de mine. Wow. Uite, vezi, uite, vezi, este drăguț. Da, dar eu am emoții pentru că nu am fost acasă și am văzut asta, le-am găsit, veneam acasă și le-am găsit. Păi și nu trebuie să fii, că asta e, asta e toată chestia, gen. Deci da. Nu trebuie să fiu? Nu, nu. Trebuie să mai gândesc că am emoții, că m-a luat prin surprindere, nu mă așteptam. Mamă, dar câte poze sunt pe aici. Stai să umplu de poze. Sunt cea mai mare fană. Wow, bine, Oana și Jake a venit amândoi după mine. Restul, puteți stați acasă, vă sunteți invitații mei. Dar ia veniți în coace. Mamă, Oana e în extaz. Deci care e fana mea să uită la fiecare video și dă și like? Ok. Luați Waystone-ul și aia acolo la bază. Ia veniți, mă, încoa. Ok. Uitați ce-i, mă, perete! Ia uite, Oana, ce-ai pus acolo! Dar de ce e, de ce e minus 0 aici? Păi vine de la Oana! Hai la masă că avem meeting de urgență! Dar nu e frumos! Oana, spune-mi sincer, chiar ești fana mea mare rău de tot sau e minciună? Cea mai mare. Și dai like la fiecare video non-stop? La toate. Și Irinuș este și ea fana mea sau doar tu și-a luat-o cu tine? Nu să fie fana ta, cum adică? Ea deci doar mă ajută, deci nu poate să fie fana ta. Ok, deci tu ești cea mai mare fana ever. Păi da, cum adică? Mamă, cred că se strică prietenia. Deci nu există alta mai mare ca mine. What? Deci eu uite, am cea mai mare fană din tot oraș și mă urmărește de o săptămână, îmi face pozele, pupă și îmi pune și camere. Hai că nu e chiar așa de rău, e chiar drăguț. Vine, Oana, vrei să facem o poză? Da. Hai că fac eu. Ia, cum vrei tu o facem, ca să o pui unde vrei tu, ca să nu mai urmărești mereu. Uite. Ok, acolo. Și cu cățelul meu. Hai, Jackie, fă-ne poză. Zâmbește. Brânză. Ia să vedem o poză. Vezi cum a ieșit, ia. Vezi că avea morcovul în mână. Ia vezi-o. Wow. Ia să mergem acasă, să-l arătăm și la restul. Să vedem ce zic ei de poza aia. Mamă, trebuie să mergem. Fonzo a fost aici. Păi nu l-ai la follow. Nu m-are la follow. Care a zis, mă, că nu m-are la follow? Că l-am auzit. Uite. Ia vede ce poza a făcut Oana. Da. Ia. Unde e Oana? S-a pierdut? Ia. Da, cred că Oana nu s-a vină în oraș pentru că a fost... A, uite-o în spate. What? Vezi grijă că ea mă urmărește de o săptămână. Ok, nu mai zic nimic. Bună, Oana, ia arată-le poza. Bună. Uite, de ce este aici? În mijlocul orașului ăsta? Am făcut poză cu ea și acum mi-a promis că o să mă lase și că nu mă urmărește peste tot. Ia uite. Deci nimeni nu pune mâna pe ea. Ce părere are? Deci nu puneți mâna. Unde a fost făcută poza? La mine, la mine acasă. La acasă a pus pare poză cu mine pe tot peretele de 8-8. E gigantică. Deci Lucky, păstrează distanța, te rog. Deci ce părere aveți de poza asta? Drăguț. Da. Uite, lui Irinuși îi place. Irinuși, Irinuși, ți-ți place? Da. Tu ești fana mea? O să strângă 10 milioane de like-uri pe Irinuși pe Instagram. Da. Ce-ai spus? Deci nu poți să crezi, Irinuși, că mă trădezi așa? Nu te trădezi. Deci am două fane Skincraft? 1 milion de like-uri pe Instagram poza asta. O pune pe Instagram? Păi câți urmări tu ai, Oana? Ai 100 de mii? Da, nu se compară cu ce ai tu, dar... Mamă, ești și tu vedetă? Nu, prea mai mult sunt fana ta. Wow! Dar unde acolo poți să fie mult despre tine. L-ați văzut vreodată? Are 7 fanpage-uri. Doarme, dar o grămadă doarme în continuu. Zici că e urs. Ia la locul lui Caluga. La hibernare. Dar aici pe Caluga l-am mai văzut de mult. Păi nu o lași aici o ala la casa mea sau o pui la tine? Nu, că o fură oamenii, nu. La mine, acasă. Ia vedeți aici. Da. Altă viață. Notați data în calendar. Puneți un X pe calendar, pe data de 10 septembrie, puneți X. Și sincer cu X-ul, știți? Dar ce e în mână acolo? Ce e în mână? E un pluș. Da. Păi eu sunt fan al mafiei pe care a venit pe aici prin oraș. Mafia pitonească, i-am văzut prin oraș, sunt fanul lor. Și le-am făcut insigna aceasta, le-am făcut tricouri. Eu îi urmăresc de foarte mult timp, m-au șocat că l-au bătut pe nociv de la orsparge, a dat pe cocoașă. Acum nu suntem, acum eu mi-am luat pauză așa un pic de la poliție, deci nu dau amenzi. Puteți să stați pe stradă, nu știu de Ștefan. Ia zi, Ștefan, tu ne dai amendă?
Yay! Ia vedeți aici! Da, să nu vă vadă Nociv, că s-a dus treaba. Păi Nociv, mă ocup eu, da, de el. Gen. Fetelor, ia veniți puțin după mine. Fanele, veniți o secundă. Oana, nu mai pune poze de acolo și camere. Ce-ai pus Oana aici? Nu. Opa, ce pui aici? Ia? Ce vrei să pui? What? Am și tot de poza asta. Ia veniți puțin, băie, stați pe canapea aici, că reveniți, stați pe canapea. Dar ce-a făcut Fonzo? Eu scuriu și-a făcut Fonzo. Fonzo și-a făcut apartament. Păi da, că vin oameni și stau la el și îl plătesc diamante. Ia veniți, fetelor, o secundă. Dar vedeți pe trotuar că ea ne fac poze și ne trimit la nebunul ăla cu blană. Îl știți și voi, cu nasul mic rău, cu evai de ăla, da. Știți și voi. Dar ai văzut pe Clorna Boys? Că și-am făcut aici, peșteră nouă am văzut. Peșteră nouă? What? Da, și-am modificat acolo jos. Ia, veniți un pic. Nu intra la el poplo, că sunt camere pe tot și ne fac ăștia poze. No. O, salut, doamna Andrei, să ne trăiești. Ia, haideți încoace pe trotuar, atenție. V-am invitat aici la foișor, la lac, că știu că vă place vouă. Stați aici, luați un loc. Deci fiți atente, fetelor, dacă voi chiar sunteți fanele mele, înseamnă că pot să am încredere în voi maximă, corect? Da. Da. Ok, fetelor, fiți atente. Tu, Ana, tu deja știi care e șmecheria, că ești deja cu mine acolo jos, știi tu, în baza aia. Da. Irinuș, vreau să te întrebi și pe tine, ce părere ai avea să intri în mafia mea și al Oanei? Să fim împreună cu toți, ia uite. Da. Uite la mine, ups, uite da, la mine. Da, 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 da. Eu sunt! Da. Eu sunt capul răutăților. Pe leaua orașului. Și acum ai aflat știri, nu-și pentru că am încredere în tine. Ce părere ai? Te alături? Da, mă alătur. Eu uite și pe Oana. Deci nu este împotriva la blănosul ăla de Nociv. Dacă îl vedeți, râdeți de el. Dar nu foarte mult, că vă bagă la pușcărie. Mai facem așa, o bagiocoră, mai râdem, știți, fetelor? Da. Da. Ok, și Irinuș, îl urăști tu pe Nociv, zi sincer. Îl urăști rău, nu? Da, îl urăști. Bravo, Irinuș, bravo. Uite că la toana, Eu n-o să mă mai sperii de voi că sunteți fanele mele, dar vă rog să nu mă mai strecurați în casă să-mi faceți poze, că mai vorbesc cu voi, mai stăm împreună, ne uităm la lac. Dar nu mai intrați în casă să-mi faceți poze, că mă sperie unul, mai ales când dorm. Da, promiți Oana că nu mai pleci, da? Nu da, mai da, plec. Da, nu mai pleci, păi da? Păi mă dă Nociv afară, de-aia plec. Ei, să nu te mai dea afară. Haideți după mine, Irinuș. Nu, deci nu se poate. Nu se chestrez. Ok, deci, dacă mai vedeți că face Nociv ceva rău, ne luăm de el. Haideți după mine, fetelor, să arătăm și arătăm și lui Irinuș. Șmecheria de sub pământ. Haide, Irinuș, să mergem. Irinuș. Opa. Da. Arbesc, e doar al meu. Opa! Doamne, să bat fetele, ești nebun? Eu nu știu ce să fac, voi ce-ați face în locul meu? Spuneți-mi în comentarii acum, voi ce-ați face în locul meu? Pentru că eu nu știu ce să fac, sunt puțin pierdut, să... Eu nu știu, sincer. Eu uite-le pe fete cum vin din pădure, te duce la baza mafiei să le prezentăm și lor. Haideți, fetelor, aveți mâncare? Avem. Ce caută Envilul ăsta aici, random? Am ajuns de sfârșit, am mers foarte mult, am găsit intrarea. Haideți, fetelor, liniște că s-ar putea să-i urmăriți. Atenție, fetelor. Vreau să vă mai zic un secret, dar vreau să nu spuneți nimănui, fetelor, veniți încoace. Sunteți atente? Da. Mai știți că a venit o fată în oraș acum câteva zile, o mai știți pe Ioana? Da, tare drăguță. Era drăguță? Da, mi-a plăcut foarte mult de ea. Mă... Deci nu pot să cred. Ați văzut ce bine ne-am înțeles? Și nu, deci nu ne-ai spus. Păi deci nu puteam să vă zic. Deci n-ai avut încredere în mine. Nu am avut încredere în nimeni, că am fost căutat de toată lumea. Era anunț global. Vai, deci Irinu, și-ai grijă aici că aici este baza secretă, fii atentă. E foarte periculos aici, atenție. Aici suntem foarte adânc și nu ne aude absolut nimeni deasupra dacă este cineva și nu ne aude niciodată. Pentru că am coborât foarte mult, ia uitați. Și am ajuns. Atenție. Oh my god. Am intrat. Mam. Ok, Irina, noi sunteți pe perete, în spatele tău. Nu mă uit, scuze. Ia uite-te acum. Vai. Ce te-ai crezut că am făcut asta? Îmi place ce-ai făcut. Liniuță, era clar că eu le-am făcut. În propria bază am făcut. Fii atent, Irina, noi vino să iei aici waypoint-ul. M-a pupat. L-ai luat? Deci fii atent, Irina. Oficial. Oficial s-a întâmplat. Ia uite. Yay! Vai. L-ai furat. L-a furat Oana. Ia fi atentă. Pam, pam. Wow! Dar wow! Ce bine-ți stă.
Acum suntem patru, deci ca să știi, Jake este și el. Adică Irina și tu nu știai că Jake face și el parte din mafia alături de Oana, de mine. Deci suntem patru. Și fii atentă, masca să nu o porți mereu, pentru că s-ar putea să ne găsească nocivanul. Doar în cazuri extreme, când nu vrei să fii recunoscută. Da, da, da. Și aici este masa în care stăm noi la meeting și spunem planurile ce o să facem. Spre exemplu, da, o să mergem să-i bumim casa lui nocei cu TNT. Și o să regrete o viață și o să urle în agonie și o să facă nu, căsuța mea mică, înțelegeți? Da. Deci trebuie să cu un plan de urgență, îl chemăm pe Jakey să fim toți patru la un moment dat, facem un plan. Și trebuie neapărat să bagăm un sabotaj acolo la poliție, mai ales la închisoare. În caz că o să fim prinși vreodată, să putem să scăpăm instant din pușcărie, oricare o fi gândit. Acum sunt trei, ați văzut? Sunt trei pușcării, una în poliție, una lângă poliție și una sub pușcăria de lângă poliție, care este mult mai securizată, care lavă. Am văzut. Deci trebuie să săpăm niște tunele. Te-a băgat pe tine acolo, tu fiind Ioana. Da, m-au băgat și pe mine și pe Ioana, amândouă. Deci trebuie să facem neapărat tunele, să săpăm, să pregătim o cale de scăpare în caz de. Dar, cred că mâine sau poi mine, când vine și Jakey, să facem tunelele. Da. Abia aștept. Bun, puteți să plecați, sunteți libere și vă mulțumesc, ați, mai ales Irinu, și bine ai venit și ai grijă mare. Să-ți dai masca jos când pleci. Mulțumesc. Deci acum este, acum cred că este mafia fetelor. Mă fac și o fată? Da. Da. Ups, mi-a căzut capul. Opa. Nu pot să pun capul. Băi, râd fetele de mine, ești nebun. Ia. Bună, fetelor. Ei, bună. Gata, este mafia fetelor. Gata, puteți plecați în oraș și n-ați văzut nimic. Hai să vedem ce fac nebunii aia. Da, nimic. Și v-ați dat masca jos? Da. Ia. Da. Opa. Voi ce faceți, mă, aici? Da, păi, la vorbe. Păi, miram pozele. Pe aici. La vorbe. What? Ce? Da. S-a mai pus la poză că asta nu era aici. S-a pus și un semn, uite, că semnul ăsta nu era aici. Care? Ce? What? What? Ștefan, da, n-ai văzut nimic, nu i-am pus așa ceva. Ai auzit, da, Gorila? Ce-ați pățit? Mi-a pus Gorila un semn cu jos poliția ca să dea vina pe mine. Și el e în poliție, ca să vezi. A vrut să dea vina pe mine, Gorila. Uga buga army! Uga, uga! Corupți. E corupt, Ștefan, 2394. Ia vedeți-o. Chiroc! Corupția. Hai, vă rog să eliberați casa, că trebuie să mă duc să fac ceva. Pa, pa! Ceva gen. Vă mulțumesc! Ceva gen. Cu coronița! Pa, pa, pa! Să nu mai faceți poze, că vreau să dorm! Oh my god! Ce părere aveți, băi, ce se întâmplă în oraș? Ce-ai spus? Băi! Valea de aici! Valea de aici! Era adormit, săracu! L-am prins, l-am prins! Oh my god! Deci ce părere aveți, băi, ce se întâmplă în oraș? Eu sunt în șoc total! Am două fane care mi-au pus efectiv camere. Mamă, nu pot să le sparg? Ok, trebuie să o care să le sparg. Așa, gata, bun. Efectiv mi-au pus fetele camere să mă urmărească când dorm. Nu știu ce să-i despre asta, dar momentan avem pe Irinu și mafie. Am reușit să o convingem. Dar problema este următoarea. Eu încă nu am voie în oraș, așa că o să încerc să vin să-mi cer scuze iarăși pentru toate prostiile pe care le-am făcut. Să sperăm că o să mă accepte. Nu uitați că am o fană nebună. Uitați ce mi-a făcut aici. Deci dacă n-ați văzut episodul în care fana nebună mi-a pus asta în casă, e insane, nu știu ce să mai zic, eu uite, mă pupă pe brânior. Desigur, nu uitați să apăsați pe butonul de like dacă vreți să apăreți pe peretele abonaților. Scrieți un comentariu și neapărat trebuie să fii abonat dacă îți dorești, ok? Ia să vedem, mă, cine își dorește. Deci Denis și-a dorit, Arâne și-a dorit, Taria Bărăbăsă și-a dorit, Player Sara și-a dorit, ok? Pe cine mai punem pe perete? Ia uitați ce poza am aici. Wow, so cute, sunt eu ăla și desigur cel mai important anunț 2023. Pam, 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 pam. Nu ăla cu I love you, nu, că și-ala-i drăguț, dar cel mai important, colecția Mafia oficială pe QSNT.ro, primul link în descriere, care va apărea pe 10 septembrie. Ia vedeți cât de tare este. Sunt eu cu o mașină, cu bani, cu mafia, cu masca, cu tot ce vă doriți voi foarte mult. Oh, am capul fetei, upsii. Ia uitați-vă, merch-ul oficial va apărea foarte curând și cam așa arătăm. Ia uitați-vă sus, uitați-vă la mine, semănăm. Nu știu dacă să scot pozele astea, să le las, adică aș părea nebun să le las. Ia uitați-vă. Wow, zici că e iubita mea, zici că e fana mea, o am aici acasă. Moartea, ce zic că m-a venit din skin crack când trec pe aici. Uite, bă, toți am găsit pe cetățeni în sus. Ok. Ok, să nu fie fana să mă spioneze, te rog, fana mea, dragă. Ok. Fana, voi mi-ați găsit comentarii
să fiu bun cu ea, să nu fiu rău cu ea, pentru că este doar o fană. Ei bine, eu aș fi foarte bun cu ea, dar îmi intră în casă când dorm și îmi pune camere și se uită la mine când dorm. Welcome, boys. Ok. Se pare că îndreapta e gol. Ia, să vedem, mergem până la fana acasă. Deci fana, nebună, are o casă foarte roz și mă place foarte mult aparent. Ia, uitați-o. Casa e roză. Fii acasă? Ok, deci aia nu este acasă, ceea ce e bine. Bun. Nu este acasă, nu este, nu este. Oana! Oh my god, plotul numărul 10 al Oanei. Și-a pus și abonații ca mine, chiar că e fana mea. Bă, e fana mea! Uite pe player Sara care e și la mine, e fana mea. Oh my god, am intrat. Eu sunt fanul acum că am intrat. Aaa, ce drăguț, ia vedeți. What, m-a pupat pe brăjor. Ok, poza asta. Să nu vadă Skincraft că o să râdă. M-am uitat atelor ultimul episod și am găsit pe cineva care a dat like, a dat subscribe, a dat și comentariu foarte frumos și o să punem pe perete. Abonatul de astăzi, upsii, nu cu I love you, deci abonatul oficial vom pune chiar aici undeva în dreapta. Pam pam, de la sqrach.underline, acum ora, ador această serie, inimă, mai maimuțică, pupii, cred că e ăla și steluțe multe. Dăm inimioară, merită, eu zic că da. Ok, să mergem la domn Nocivanu și la domn primar. My god, ok, mă fac bebe ca să nu mă vadă. Mă fac bebe. Shh. Un bebeluș foarte mic ca să nu mă vadă. Viața de bebe. Oh my god, m-am blocat! Ok. Tot ok, tot ok. Vreau să parcă aici să... Oh my god. Ok. Oh my god, mi-e frică. Sunt toți la Clorna. De ce sunt toți la Clorna? E ceva aici interesant. Oh my god. Au plecat? Plecăm, boys. Uite, au plecat. Uite pe Irinuș. Irinuș! Da. Oh my god. Omul! Bună ziua, bună ziua, domnișoarele. A, s-a văzut capul meu. O să vă arăt și dumneavoastră și domnul Ștefan de aici de față trebuie să știe. Avem o nouă abilitate în Skincraft. O abilitate? Este prea multă lume răutăcioasă și poliția nu mai face față. O să testăm pe domnișoara Irinuș momentan. Nu! Ia fiți atenți. Oleu. Ce se întâmplă? Ia. Ce-i face lui Irinuș? Abanato! Tocmai ce a dispărut și a fost arestată. Haideți cu mine. Abanato. Vai, nu pot să cred. Abanato! Da, exact. Deci, pentru că sunt foarte mulți cetățeni și nu facem față, ca să nu stăm de fiecare dată să-i arestăm. Oh my god. Se ducem la închisoare, plus că nu te înțelegi cu ei că fug. M-a văzut? S-a implementat o nouă abilitate, să spunem așa. O nouă abilitate? Te va trimite automat la închisoare. Oh, haideți cu toții, intrați aici. Da, mi se pare foarte corect. Domnișoara Irinuș a fost arestată. Vai. Și pe lângă faptul că e arestată, nu mai are nimic în inventar, nici armură, nici nimic. Băi, chiar... Eliberați-o pe Irinuș! Eliberați-o pe Irinuș! Opa! Când ai venit? Eliberați-o! Cum adică? Bă! Bă, domn primar, să vezi ce dă părul ăla, sirup din cap! Scoate-mă de aici! Mă, ce? Scoate-ne de aici! Băi, amenințar! Nu, n-am zis eu asta, n-am zis eu asta, promit! Oh my god, Irinuș, suntem blocați aici! Suntem blocați aici! Hai să vă explic puțin. Domnișoară, Irinuș a fost eliberată. Când ești eliberat, ajută-ne! Ești teleportat la spawnul orașului, da? Deci, probabil undeva prin centrul orașului. A dispărut colega! Și primești toate itemele, le primești la loc. Dar, domnișoară, nu există să scape de acolo. Pereții sunt impenetrabili. Ia că a venit domnișoara Irinuș. Haideți, intrați aici, domnișoara Irinuș. Deci spuneți-ne experiența dumneavoastră. Nu! Am fost închisă în camera aia și nu aveam nimic în inventar. Exact. Așa că... foarte trist. O să fac o magie, hocus pocus. M-am învățat minte, domn primar. O să promit că sunt foarte cu minte, vă rog. Bun, deci nu cere scuze. Da. Bun. Mă eliberează? Bun. Ia uite-l. Domnul Chisanity se eliberat oficial. Oh! Și itemele mele? Nu m-am niciun item. Alo? What? Deci nu pot să cred că mi s-au șters toate itemele din inventar, domn primar. Deci nu pot să cred ce mi-a făcut domn primar. Toate itemele mele pierdute. Bună dimineața! Vai! Clara! Am o problemă gravă, tu ce-ai pățit? Nimic, ești foarte stresat, atunci ce probleme ai? M-a băgat la închisoare și mi-a pierdut toate itemele, nu m-am nimic, sunt zero. Zero! Ok, hai cea. Nu, trebuie să mă duc la... moartea! Trebuie să merg la cineva, îți au itemele ei? Mă duc să văd dacă îmi dau... nu, au dispărut în... dă mâncare, dă mâncare, că nu poți să mai alerg. Mâncare, pofti, nu mă pești, mersi, regele. Oi, mi-am pus norfa și pinex-ul. Opa, uite aici, mă boi. Să treci, mă boi?
Sunt mustăcile? Mă duc repede să fac scandal. O să fac scandal. N-am limba afară. Oh my god, ce scandal îi fac lui domn primar. Unde-i mă domn primar? Că vezi ce le-au de ureche, uite-l. Sau? Uite, s-au dus pe aici. What? Ce-i construcția asta? What? Ce se întâmplă, mă, în Skincraft? Păi, am revenit. Situație în felul următor. Domn primar, am o problemă, pauză. Și domnul Civanu. Pauză o secundă. Haideți domnul Civanu aici. Ce? S-au înspăunat toate itemele, nu mai am nimic. S-au înspăunat toate. Nu mai am nimic. Nu cred. Nu există. Cum adică? Da. O domnișoară Irinuș? Păi cred că e cazul că mi-ai dat un release. S-au șters toate, nu mai am nimic. Păi... mi-a rămas doar ghiozdanul. N-ar trebui, pentru că... uite, domnul Nocivanu i-am dat release și n-a pierdut nimic. Da. Și unde sunt itemele? Și nici domnișoară Irinuș. Păi văd că ai backpack în spate. Păi atât mi-a rămas, backpack-ul din spate. Bun, atunci hai că discutăm la primărie și rezolvăm problema. Moartea itemele mele, domn primar! Mi-a luat tot. Oficialul meu Nocivanu și dumneavoastră. Prima benzinărie în Skincraft. Cât costă litru? Benzinăria. Okay. Deci avem un litroi. Ideea e că aici este gol. Momentan va prelua cineva benzinăria. În partea aceasta este plin. Următorul se fac plin, următorul. Așa. Hai da. Haide. Și, hai cu mașinile. Credeți, dar avem și mașinile. Avem mașinile pregătite deja. Dar unde? Vom avea o licitație, imediat ajungem și acolo. Vreau să vă întreb, sau poate să vă întreb la licitație, cine dorește să preia această benzinărie? Hopa! Hai să competenții niște, deci omul orice dorește, mai dorește cineva? Nu. Omul orice vrea, următorul. Domnișoara Oana dorește. N-am zis. Hopa. Deci ce înseamnă să preiei benzinăria? Înseamnă să te ocupi aici în interior. Și va avea și un salariu, baban. Itemele mele. Da, va fi un job acesta. Să reorganizeze în interior designul și așa mai departe. Și de asemenea să se asigure întotdeauna că este benzină acolo. Pentru că vom aduce din ce în ce mai multe mașini. Da? Ce cu coroană cred că vor? Vom... wow, Cristinele, ești interesat? Ce dă coroană repede jos? Nu e interesat. Bun, domnule, nu e nimeni interesat momentan. Dar vom găsi. De asemenea, lângă, nu știu dacă ați observat, Ditai Macaraua. Acolo construiește Clorna. Vreau să vorbesc ceva cu dumneavoastră o secundă între patru ochi. O secundă? Ok. Haideți aici. Hai să închidem ochii. Ne ducem aproape și închidem ochii. Ce fac mă aia? Rinuși. Iuzi. Da. O să le obțin deoparte. Da, nu ziceți rău. Ce zice mă, Oana? Vreau să-mi iau deoparte. La licitație. Uitați-vă puțin. Uză-le pe fetele alea ce zic acolo, toți șoptesc. Nu știu până în momentul potrivit. Eu uzu ce zice, ce vrea să facă mă cu aud? Bă, ce vrea să facă Oana, eu am emoții. Ce vrea mă Oana? Nu știu care emoții, ce vrea să-mi zică? Are nevoie de urgentare. Oh my god, ce-mi face? Dar... ce bărchezi voi aici? Bun. Ratonul. Aici, gata. Domnul Cotenen Nocivanu. Bun. Deci, lângă aici, la dreapta, urmează să se construiască. Cred că mi-au rămas diamantele. Măcar atât. What? N-o să avem nevoie și de... a aruncat clona din macarare! Muncitorul! Clona muncitorul a aruncat cu ouă! Cine? Clona pe macara! Domnul Clona! Păi lucrează acolo de o lună! Și râde de noi! Cine e pe macara? Clorna! Lucrează! Păi da, că pune concret! Unde e mă Clorna? Da, construiește Clorna! Nu cred. Cred că e el, nu cred. Cum să urce. Iar arunca cu ou, iar! Opa! Din partea asta, boys! Ne face farse! Se ascunde! Uite-l, văd de pe ăla! L-ați văzut pe harta? Uite, villagerul cu năsos. Avanul e aici, uite-l. Clorna! Din direcția asta arunca Clorna! Clorna! Ce cineva? Și casa asta? Nu știu. Ce e asta? Ce scrie acolo? Ești în siguranță momentan. Ești în siguranță momentan. What? Welcome boys asta moment e asta. Mult, asta mult. E veche. Ok. Hai să vedem mai departe, domn primar.
Da, 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 exact. Deci s-au mai întâmplat lucruri în oraș, domnul Civanu? Mai există ceva? No, sau... este liniște și pace în oraș, domn primar. Toată lumea respectă legea. Yeah! Eu zic că... menționa la faza asta. Ok, hai să facem așa. Hai să facem așa. Toată lumea vine la închisoare puțin. Să vizităm, toată să testăm ceva. Mă, ce? Toată... mă, care aruncă? Băi, care aruncă? Hopa! Eu sunt noi Civanu, Barasanu! Barasanu? Haideți la închisoare, lăsați ouăle alea. De la cine mă ouă? Păi cineva ne trolează, e invizibil sau ceva. Lasă-l, haide! Posibil. Bun, mergem la închisoare. Hai să ne gândim cine nu-i cu noi. Hai să o luăm noi așa logic. Cine nu-i aici? Adevărat. Lorna. Lorna. Ia uzi! Mamă, îl prind eu pe Clorna. Prietenul tău, domnul Nociv. Ne trolează, își bate joc. Ne trolează. Ia uza, mă, se aude și cu replay din spate, nu știu de la cine, dacă n-ai auzit. Am auzit, da. Ești cu replay. Am auzit gândurile. Opa. Bun, 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 bun. Toată lumea la închisoare. Poftiți! Toată lumea închisoare pe viață. Ok. Yay! Opa, cine a atacat? What? Cine a dat? Ok. Domnul Civanu are o misiune de la domnul primar. Va testa. Opa. În direct. Uite cum stă lângă mine. A dânsului. Uite. Și o să testăm pe. Ea crede că n-o văd. Clorna. E shy, no, are emoții. Glumesc, glumesc. Hai să vedem cine. Pe cine am eu cea mai mare pică de aici. O să testăm. Nu. No. E clar. Nu. 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 Nu, nu pe mine. Nu pe mine. O să o bage la pușcărie. O să o bage la pușcărie. O să o bage. Nu știu, mi-e rușine. Logic. Bă, nu. Cine e acolo? Nu. Da. Opa. Da. Închisoare te 10 da. Minute. Ce zici, Chiusei? Nu, domnul primar, domnul primar. 10 minute la pușcărie. Ce am făcut? Ce am făcut? Trebuie să-i spun ceva. Ce? Trebuie să-i spun ceva. Mama ai fost. Opa, pe aude. Ce vrea păi, să spună? Nu trebuie să-i spun la ureche. Haideți. Asta e șoptiți. Bravo, afară. What? Se aude ceva. Tot aici sunt. Hai, ți-am dat doar un minut, ți-am dat doar un minut. Tu te dai aici. Sticlărea. Să stai acolo la răcoare. Mă, ce? Păi te știu ce face domn polițist, așa ceva. Cu mine jos. Haideți cu mine jos aici. Ia. Dar ce se aude? Am vizitatori. Să intrați la domnul Chiusanity. Aveți vizitatori, într-adevăr. Ia, am vizitatori. Ia că s-a auzit ceva. Salutare. Trebuie să spun ceva la ureche despre. Ia spune. Domnul polițist. Da. Bun, domnul Civanu, deci ce părere aveți? Vă place? Este ok? Este incredibil. Trebuie să ne audă, nu știu. Acum nimeni nu mai trolează. Zic că nu ne aude. Este totuși cineva invizibil pe aici. Și nu-l găsim. Ce vreți să facă? Am auzit un râs! Am auzit un râs! Cine a râs așa? Hoppa! Eliberați-mă, demenților! Unde-i criminalule? Eliberați-mă! Se aude 10 ori! Dar cine se aude? Eliberați-mă! A, sunt doi acum, ce tare. Toamne, Nocivanu! Toamne, iar mi-a pierdut itemele! Iar mi s-a despăurat itemele! Scoateți pușcăria aia! Scoateți-o de tot! Iar a dispărut tot! Nu m-a Chiusanity pățit! Eu nu mai joc, eu am ieșit, pa! O pierdut. Sau zici cu replay dacă n-ați înțeles. Nu am avut timp să-i spun. Nu. Scoate ăla, e prostie, nu mai. Pot ajuta. E prostie. O poate ajuta. Dar dumneavoastră ați pățit asta. Trebuie. E prostie, s-au despăunat toate a doua oară. Păi dacă le-ați pierdut o dată, cum s-au despăunat iar? Păi mi-au luat altele din casă. Ia o dar pe ochii să scarpină în barbă. Da, trebuie să investi. Că din vina ta că tu m-ai băgat degeaba. Mi-a aruncat cineva dirt. Opa! Mi-a aruncat cineva dirt. Opa. Se văd opa, dirt. Unde? Uite, am văzut bula, bula, bula. E bula aici. Arestați-l. What? Unde? Arestați-l. Unde? Pe aici, pe aici e bula. Dar cine se tot aude, mă, că m-am de 3 ori. Unde? De la tine. Cine? Nu e de la mine. Cine prinde? Omul invizibil primește din partea statului 100 de diamante. Omul invizibil, hai! Prindeți e? Omul invizibil. Hai, lasă-l pe omul invizibil. Bun, vreau... Vreau 1000 de diamante. Dacă mă auzi, îți dau jumate. Da, clar. Vreau toată lumea să vină puțin cu mine la primărie. Hai, da! Opa, se-a s-a tras. What? Ce are, mă, dementorat de polițist că te-ai dat afară din oraș și bătut?
trage, bagă la închisoare, înjură, nu mai suport. Ură face. Ziceți voi, dar nu, haideți, fetelor, sigur sunteți de acord. Nociv nebun. Mamă, da. Toată lumea la primărie. Cine stă lângă mine? Respect boss. Eu. Ia uite-l pe boss cu coronița. E supărată fana. E supărată fana. L-ai supărat pe fete, Cristinel. Bun, bun. E, nu? Domn primar! Domn primar! A sosit toată lumea? Da! Nu, nu e nociv. Au. E toată lumea înseamnă. Wow, wow, wow. E toată lumea înseamnă, să începem. Wow, wow. Luăm o scurtă pauză, trebuie să vină toată lumea. Au venit! Mă zice, mă, nociv e pierdut în spațiu, nociv ești pierdut, mă. Ce face sus? Era să-l prindem. Foarte bine, domn polițist, v-a aruncat de la geam. Spider-Man. Nu mai suport. Să începem. Vreau mâncare. Bun, deci. Ok, vă voi oferi o mâncare. Să-mi trăiți. Cine dorește arestarea domnului Nocivanu? Eu, 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 eu. Și bătut. Și bătut în pușcărie. Vreau să-i bătut. Mă, ce? Bătut. Cine dorește? Lua la capace și la pum. Eu. Să-l pun pe jos, să-i dau capace, stânga, dreapta, să-i dau un cap. Uite ce face, uite ce face. Ok, calmați-vă puțin. Calmați-vă, calmați-vă. M-am pușcat efectiv în picior. Am primit. Vreau toată lumea să fie atentă la domnul Nocivanu. Am primit câteva plângeri la adresa dânsului. Cum că ar fi prea aspru la amenzi. A avut cineva o experiență neplăcută? Da. De aici? Hai să vină în față cine vrea să comenteze legat de asta. Da, 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 da. Da. Haideți în față, domnul Chiusanity. Da, 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 da. Uleu! Să-mi trăiți, domn patron! Destul de lung. Destul de lung, aha. Să-mi trăiți! Preau scena, domnilor, aici. Să mă aud toată lumea. Doamnelor! Doamnelor și domnilor! Eu nu pot vorbesc ca acest oraș de nebuni. Doamnelor și domnilor! Domnul Nocivanu m-a abuzat cu bastonul. M-a bătut. M-a băgat de trei ori la închisoare fără motiv. Ați văzut voi cum acum m-a băgat la închisoare, n-am scos un cuvânt, am zis? Și m-a băgat la închisoare ca să distreze el, dementul ăsta raton. Și pe lângă asta, miroase, nu mai pot să zic ce miroase, că e groaznic, are costumul ăla pe el de o lună. Putea toate alea. Tu vorbești care te mănâncă pești, efectiv, ia uite. What? E o mași malandră, Nocivanu Beroseanu. Bun, ce faceți aici? A văzut bule. Ce se întâmplă? De ce a urcat aici? Are voie? Bun. Nu are voie, dacă mai urcă va fi arestat. Oana. Okay, ok, deci, domnul Chiusanity, pentru a vă răspunde acestor afirmații sau... Bula! 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 Ce s-a auzit? Ce s-a auzit? Mă omori! Ce s-a auzit? A fugit? Unde-i, mă? A fugit, a fugit, era a fugit. Era invizibil, a ieșit cineva. Eu am zis că am văzut ceva. Haideți, coborâți de aici, coborâți de aici. Domnișoara Oana. Coborâți, coborâți, vă rog frumos, coborâți. Ok, deci vreau să spuneți. De ce cu pistolul la ochii mei? Ce e asta? În închisoare, pentru că ești încă tu căutat. Tu ești ce? Un mafiot super bine cunoscut. Ce mafiot? Că tocmai am vorbit acum. Oricine știe că ești mafiot? Don Piedone. Băi! Opa! La etaj, la etaj! Era sus acolo, da, 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 am văzut, l-am văzut. Veniți mă înapoi! Ok, Ștefan, du-te la etaj. Bun. Bun. Deci, pentru acuzațiile pe care mi le-ați adus înainte, du-te, am câteva răspunsuri. Hidraton, v-am închis de fiecare dată pentru că ne-ați trolat, ați fost bebe, ați tras în noi, ne-ați înjurat. După care, amenzile au fost într-o trecere nepermisă. Ba da. Nu-i adevărat nimic. Împotriva mea? Adevărat. Am, da. Ai dovezi care să... Nu, uite, uite ce face, mă trolează. Arestați-l, arestați-l. Bun, în momentul ăsta ești legat, la... domnul Chiusanity, te ieri de data asta, dar dă-te jos de pe scenă, hai. Ia uitați-o pe Oana, ia uitați-o, ia uitați-o. Cine mai are plângeri la adresa domnului Nocivanu? Mai era o persoană, ia uitați-o. Domnul Nocivanu, dar nu este de față. Nu este de față, din păcate. Va veni pe viitor, dar mi s-a spus că... Mare atenție la domnul Nocivanu, deoarece are o nouă glumă dânsul. Ia ce glumă are. Pe stradă, ok?
și vă salută de pe partea cealaltă a drumului și vă cheamă la dânsul ca să vă dea amendă. Nu e adevărat, domn primar? Ce glumă de senil de ment! E un senil de ment! Am vrut armă să-l omor? Un pic liniște, vă rog eu frumos. Deci, ia, aici e cineva. Ia uzi villagerul. Îl văd, fuge acolo. Bun, deci, domn primar, eu vreau să testez verticalitatea cetățenilor Skincraft. Tocmai de aceea îi chem să văd cum trece. Domnul polițist, pe mine, de ce m-ați împins în stradă? Mă, dacă tu mai caște și îți bați joc de mine... N-am voie să fie somn! Parcă era o țară liberă! Păi este, dar tu-ți bați joc, tu faci așa ca să-ți bați joc. Nu e somn, că n-am dormit... Uite! S-a spart aici! Să-ți voi nebun, vedeți fantome, uite-le aici, e fix pe scenă, sus. Mă, o mai trag cât pare de geamurile, două polițiști de ment! Două polițiști de ment! Gata! Doamne, deci, urât face mafiotul ăsta! Gata! Ascultați-mă puțin! Ascultați-mă puțin! Bă, m-a dat mine! Eu am luat în considerare plângerile lui Sada, domnului Lucivan. În minie! Vă rog frumos, liniște! Eu am luat în considerare aceste plângeri și voi ține cont, vedem pe viitor dacă e nevoie să-l taxăm. Da. Domnul Lucivanu, ok? Mm-hmm. Acum, dar domn primar, spuneți un pic dacă nu este bine, că eu am testat să vedem verticalitatea cetățenilor și ei nu știu să treacă regulamentar, tocmai de asta ca să-i învăț acum. Acum o să știu să-i învăț. Cine a cascat? Eu Sanity cască. Nu, vezi, uite, bă! Ia! A luat focața! What? Bă! Ce zbulele astea? Bun. S-a pus oana, ia uite-o. Aveți dreptate, domnul Civanu, doar că uite. Usturații la portofel usturați. Cetățenii și sărăciți, practic. Nu e nimic, că le oferiți noi astăzi salariul mai mare, că la primărie ajung banii. Ar trebui măcar cu un avertisment ceva, nu neapărat amendă din prima. Ok, dar așa voi face. Vedem pe viitor. Bun, trecem la următorul subiect. Ei bine, mi-a cerut mașini în Skincraft, așa că mașinile au sosit. Nu toate vor sosi pe parcurs din ce în ce mai multe. Așa că haideți cu mine la scena gigantică. De fapt, înainte să mergem la scenă, vreau să vă adunați cu toții diamantele, pentru că va fi o licitație pentru o mașină pentru cetățeni, ok? Da. Vom aduce mai multe pe parcurs. Multe dintre mașini sunt pentru poliție, ca să-și facă treaba, dube și așa mai departe. Dar vreau să aveți diamante pentru prima licitație, da? Mm-hmm. Când sunteți gata, vă aștept la scenă. A băgat poțiunea de viață roșie! Bă, apărați primarul, apărați primarul! Cu burta! Mă, ce? Hai la mașini, hai la mașini! Santi... Haideți la licitație dacă aveți diamantele la voi. Păi, e un grătar? Mi-a făcut no, grătar nu cred, acasă. Nu cred, mai târziu dacă e. Cu carne de porc, păi după, nu după, că după, trebuie după, să, dop, da. Să dau bani aici, o. Dacă știam... Domn primar, vreau să vă zic ceva super important. Munceam și eu. Ia, spuneți. E o fată mascată prin oraș care mă spionează noaptea. What? Domnișoara Irinuș? Da. Dumneavoastră l-a spionat? Nu. Nu știu cine e, că era mascată fata. Okay. Mascată noaptea? Ați văzut-o la geam? Da, când dormeam am văzut-o la geam. Se uita. Fata de la geam. Ce părere aveți, domnul Ștefan? Era fata de la geam. Mamă, ce armare, domn gardian, ce aia? Opa. Ajutor! Am fost lovit, am fost lovit! De cineva invisibil. Domnul Ștefan, pregătiți-vă să mă apărați. What? Mă lovește cineva și râde. De aici s-a auzit. Wow, 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 wow. Ce apasă click omul. Uite-l, 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 aici, la mine, la mine, la mine, la mine, la mine, uite-l, uite-l, vine, 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 uite-l, văd, îi văd picioarele, îi văd picioarele, îi văd picioarele, aici sus, aici sus, aici sus. Toată lumea e vizibilă, toată lumea! Toată lumea e vizibilă! Hai, bă, primar, hai, bă, primar! După el! Este de costumul. După primar! Doamne, fantomele! Fantomele! Ce-a fost asta? Nu cred! Fost... Bă! Cine se bate cu cine? Nu! Săraca Oana! Nu! Săraca. N-am vrut! A, mă, Clorana, ai stricat ziua! Bă,
Zalal! Oh my god! Săracu! Opa! Fiți atenți? Fiți atenți? Aaaa! Dementu! Oana, repede! Am murit și eu! Sunt în ochii tăi! Sunt în capul tău, nu există! Sunt în capul tău! Sunt în capul tău! Hai repede, fuga! Oh! Nu mai sunt în capul tău! Este nociva nu baloșanu! Nociva nu baloșanu! Ia uitați-vă ce e acolo, e moartea! Ia să vedem! Opa! Ascultați! Hai sunt să aici! Hai să dăm de moimelor! Sunt aici! Moimă, unde ești? Arată-te! Este nociva nu baloșanu! Nociva nu baloșanu! Sunt aici sus pe dăr! În momentul ăsta ne explici de ce ai bătut primarul și de ce ai trollat! Am vrut să bat primarul, i-am dat cu palma peste spate și a murit. N-am vrut să fac asta apoi. Ei, da, repede. Mi-a dat multe. Un pumn. Nu, a dat unul. Oana, ce se crede voie să zici? Salut! Da, gen. Este la jail, domnul. Dar nu trebuie să audă nimeni, că n-ai un secret, știi? Bun, ia, n-am care e secretul? Poveste. Se crede Welcome Boys? Da, dar nu aici, într-un că poate vine vreo mașină. Hai, okay. Mai lângă celelalți. Ia. Opa. Ce vrea să facă Oana? Vrea să facă o prostie să mă omoare? O pupăm pe Irinuș. Da, poftim imediat, pe mijlocul drumului, ai un avertisment. Vorbește la cei mai frumos. Ai un avertisment. Dar cum? Ia. Cum okay, trebuie să spun la ureche. Spune. Hai să zic ceva de Nociva, ok? Întoarce capul, întoarce capul. E fix în stânga ta. M-a pupat! M-a pupat! Am văzut și eu. What? Domnul primar. What? Insanity a primit primului pupic, am văzut eu, jur. What? Ce se aude? De la cine? Foarte romantic, foarte romantic. Haideți, luați loc. Rămâne misterul orașului de la cine. 600. Stai să țin. M-a pupat. Domnul Insanity a primit primul pupic de la domnul Civanu? Da, de la Nociv, da. Stai jos, stai jos, omul. Primăria... Stai că vorba. Primăria se va ocupa și de o hală de nunți. O hală? Noci, de ce m-ai pupat? Bun. Liniște, Chiusenity. Eu vreau să fiu preotul. Domnul Civanu... domnul Civanu v-aș ruga să nu mai pupați cetățenii schimbă. Da, e incredibil așa ceva. Oare trebuia și... Oare trebuia și domnul Clorna să fie prezent? Poate m-a pupat. Mă aduc după el. Până atunci mai stați un pic, revin eu cu inspectorul. O să dispară toate itemele și o să facă urât. Bun. Ce? No, no. Cine știe să conduce? O să plângă cum. Cine știe să conduce? E fetele după nu mine, e peste tot. Oh, de când a apărut Oana aici? Bun, v-ați pregătit diamantele? Ia uite-o. Da, da. Wow. Să sperăm. Fetele, okay, okay. Sunt înconjurat. Da. Păi vom avea pe viitor și probe de condus. Momentan vom conduce fără probele respective. Și legalitate. Mai încetişor, mai atenți, pentru că orașul Skincraft nu e chiar atât de mare momentan, adică avem doar câteva străzi. Aha. Da. A venit Nociva nu Beluseanu. A existat asta aici, asta nu există aici. Ce porcărie. A pus o Fanny Salt că face troll. A pus o, da. Domnul Ștefan, a ajuns domnul Clorna? Porcăria asta de aici. Ce domn Clorna? N-a ajuns. Linuș. Am întrebat dacă nu, a ajuns. Nu, mor de ruși. Nu, 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 acum trebuie să vină. Bun, bun, bun. Arestează tot Nociv. E milă pune și de domnul Clorna. Ia uite-l. Tot arestează, are zero milă. Ce se uite la mine, uite-l. Te trag de limbă, mă. L-a lăpănut și vână apoi la zoo de coadă, săracul. L-au luat pe stradă și l-au dus la zoo. Bună ziua, bună ziua. What? Bună ziua, bună ziua. Din vacanță a venit. Domnul Lucky. Ce zici, Nociv, că n-am auzit. Stai, 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 deci, oare vine Clorna, bă, ce mai vine? Ignorăm? 20 diamante! Că vine, mă, Clorna! Eu nu înțeleg unde e Clorna. Unde e Clorna? Aici! Clorna, unde ești? 20 diamante pe sub mașină! Îl face că nu-l vedem! Nu cred că mai vine. Hai, începem oare fără el. Hai, începem fără Clorna. Alo! Da, mai vine. Nu începem, nu începem fără el. Liniște și-l așteptăm, da? Da. Dar cheamă Nociv, scrie pe chat. What? Bun, hai că îi scriu eu acum. Crisi pe telefon. What? Nu știu, l-o fac. Hai să începem că stăm de prea mult timp. Nu
începe fără mine. Îl mai așteptăm 10 secunde în liniște și dacă nu vine, începem. Haideți, vă rog. What? Alo! Loki, mă vezi? Unde nu, dar ce se întâmplă? De ce tot așteptăm atât? Nu, nu penalizați! O să stea în pușcărie 10 zile de acum. 10 zile? N-o ce bane de unde, mă, mustăcilă? Insanity, mă simt cum... Deci bate joc. Te rog frumos, Insanity. Bagă limba în gură. Poate ne mai trolezi tu, Clorna, de acum încolo și eu, Alane. Să începem cu mașinile, vă rog! What? Haideți, domn primar, să începem cu mașinile. Vă rog frumos. Bun, bun. Nu mai râdeți, trebuie să scot și arma. Domnilor, avem pregătite noile mașini din SkinCraft. Ok? Yeah. Sperăm că domnul Clorna are și dânsul diamantele pregătite. Vom începe o mică licitație. Haideți să... De fapt face domnul Nocivanu onorurile. Haideți, domnul Nocivanu. Deci, cu care să începem, domn primar? Păi, vom începe... Dar nu mai șoptiți aici. Liniște, vă rog, un pic. Lucky, nu te mai gata. Haide, cel mai mare eveniment din SkinCraft. 3, 2, 1, bine! Wow! Wow! Insanity și Clorna! Yeah! Nu bade poliție! Insanity și Clorna! Ia vedeți! Opa! Vam! Ia deja e la dubă! Aceasta este duba de poliție. Vreau și eu. În care vor intra criminalii. What? Clorna! 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 Hai să nu mai intrăm că... Clorna! M-ai călcat! Nu eu acolo volan! Aveți mașina aici! Haideți, potoliție! Ce s-a cine-o frat? Clorna! Clorna în spatele tău ăla, uite-l! Lucky, nu eu. Eu mă uitam. Eu am conduzit, nu te dea seama că conduceam. M-am călcat. Bun. Și ce nu-i nimic? Așa, domnișoara Oana. Ok, deci, dați-vă sus de pe scenă, vă rog. Păi doar poliția primește? Așa. Liniște, da. Ia uite-o. Ce caut asta aici? Așteptați. Are emoții? Ce uite-o? Nu știe. Nu știe. N-am mușchi. Am lens. Vă rog. Ai eliberat aici tot. Eu am tras. Deci, mă liniște, mă rog frumos. Stai să-l cam ousul. Stai să-l cam ousul. Oh my god. Bun, puteți deci, să cine nu reușește să păstreze liniștea, ne supărăm și încheiem evenimentul. Haideți să continuăm. Asta-l încheiem. Eu zic cu exilare. Stai să-l cam ousul. Deci, ați observat aici prima mașină. O să audă bip bip bip. Bip. O vedeți frumoasă, albastră. Nino. Cu care domnii polițiști își vor face treaba. De asemenea, avem motocicleta mai rapidă și este doar de două persoane. Ok? Bun. Acum urmează. Am întrebare, de ce tremurați când puneți jos mașinile? Că e bătrân, că e bătrân. Sunt grele, au mașina, 100 de kilograme. Bun, deschideți aici jocul ceva, nu? Da. Ce e acolo în dreapta? 3, 2, 1. What? 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 Bolid. 4 4. Nu vă bucurați, este bolid. Este al domnului primar. No! Grasă. Vreau noi mașina. Care m-a lovit, mă? Hai, arestat. Ideea este în felul următor, avem o mașină și pentru cetățeni și vor veni din ce în ce mai multe mașini, ok? Am adus doar una momentan pentru cetățeni. Să vedem cum vă comportați. Yes. Dacă totul merge ok, aducem din ce în ce mai multe. Ia mă ce mașină e. Așa. Vă rog frumos. Hai mă rog, Civi. Băi, dacă te bagi, aveți mâncare, vă rog, las mâncare. Nu avem boss. 3, 2, 1. Licitez! 10.000, 10.000, 20.000. Intru. Troșculeta, haideți, să auzim. Da, cu diamantele în mână. Domn primar, puteți 10.000. Să prezentăm. Bun, deci, mașina aceasta are un singur loc. Da, deci este pe o persoană. Este o mașină mai mică, puteți parca ușor cu ea. N-are multă putere, dar vă veți putea etala prin oraș pentru că aveți o mașină. Doar dumneavoastră veți avea ca și cetățean mașină. Nu mă vede nociv. Ok. Domnul Chistani, te-ați venit puțin cam prea aproape. Păi să văd și o mașină, pe ce dau banii, nu? Lucky! Haideți. Boys, domnul Chistani, puneți-o jos aici să vadă toată lumea.
să inspecteze prima dată. Puteți să vă urcați, wow! Puteți să testați. Ca bossul, wow! Stau! Vreau să fiu primul care cumpără mașină, mă lăsați? Wow, mă călcat. Vreau să fiu primul care am mașină, boys. Haide. What? Dar nu ne trebuie mai întâi un pernic. Ce bine îți stă! Doamna primar. Mulțumesc. Eu zic să nu... Vreau așa să vă cum stă. Ok, putem să facem accident. Haide, stai, bagă-te. Ia stai, omule. Face burnout. Omul de la geam, stai puțin! Dă drifturi, face drifturi! Omul de la geam, stai puțin! Face drifturi! Ai călcat-o! O, cine a dat în ea? M-a lovit! Lucky jos! Mă știe să conduc! Nu mă lasă! Nu conduceți mașina, doar intră... Domnul Lucky, vă rog! Gata! El e domn polițist! Momentan, nu aici! Hai să vedem pe Insanity, bine! Conduce cu diamantele în mână! Așa, da! Amara! Ma! Arestați-l de urgență! Arestați-l! Arestați-l, am explicat că nu ai voie! Jo! Date jos! Jos! Arestați-l! Nu aveți voie să conduceți! Fuge cu mașina! Gata și cu mașina străinilor! Ma! Ma, de ce merge așa încetare? 10 blocuri pe oră! Oh my god! Sunt atacat din toate părțile de gloanțe. Am scăpat. Am scăpat. Ce mașină mi-am luat eu? Da, ce merea lui de mașina aia, mă place? Ok, dacă mă duc înapoi, o colesc. E încă alergă ca nebunii. Eu să o duc înapoi, fiți atenți. Ia că păstrăm banda dreaptă. Ia că și-au pus duba la urmărire. Uite. După cine se duc? Ia, uite că urmăresc pe cine. Uite. Face poze, Oana. Oh, mă, când vine ăla odată să o dăm la licitație. Oh, mă, da. De ce nu mai vine odată, domn primar? Unde au plecat? Unde au plecat ei? Insanity în momentul ăsta. De ce n-a venit? Păi de ce? Ai jail 5 minute. Ce, mă? Arestați-l. Dar n-am făcut nimic, ce-am făcut? Arestăm acum? Nu. Legăm? Arestăm mașina și-l poate. Doamn primar, dumneavoastră decideți. Mai are șanse să liciteze sau nu? Nu. E stricat. O repar eu acum. Nu mai belele faceți. De ce faceți belele? Păi am vrut să fac și un test drive. Pe ce dau bani? Voi ați tras cu gloanțe în ea. Ok, 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 domnul Chibaru nu mai participă, domnul Q-Sanity, pardon. Hai să vedem. What? Domnul Chibaru, domnul Chibaru nu mai participă. Haideți acum să vedem cu o repar eu. Să repare domnul Chibaru mașina. Domnul Chibaru, nu legăm de scaun? Te dea cu cioconașul. Să începem, să începem. Ai ieșit și scântei. Așa trebuie să punem prima, că nu mai poate pleca nimeni cu ea. Da. Bun, liniște. Bun, puțin, așa. Domnul Clorna, unde stați dumneavoastră acum? Eu stau pe macara. Pe macara asta. Trebuie să stați să vă aud, profesor. Ok. Așa. Hai să clarificăm un lucru. Momentan n-are nimeni carnet de conducere. Vom avea niște probe pe viitor, dar parcă momentan n-a zis că nu este nevoie, avem doar... Taj, mă. Haideți, vă rog, lăsați-mă să vorbesc. Momentan nu avem nevoie de carnet, avem 3 străzi în tot orașul. Care tot lovește acolo? Mă, tu lovești omul orice. Ce? Avem doar 3... Yes. Nu pot vorbesc. Bun. Avem doar 3 străzi în tot orașul, deci nu avem nevoie de carnet de conducere, dar pe viitor vor fi probe odată ce vom avea mai multe mașini în oraș. Da? Poate se ocupă domnul Civanu, vedem de probe. Ce ziceți, domnul Civanu? Da, 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 așa o să fie, bun. Dar momentan cine ia mașina poate să o conducă. Perfect, perfect. Haideți să începem licitația pentru această mașină, fără domnul Q-Sanity, pentru că și-a bătut joc și a vrut să fure mașina. Vă rog, te rog! De la câte diamante cere domnul Civanu? De la 100, minim, de la 100. Nu, știți cum? Domnul Q-Sanity, dacă o să câștige, trebuie să plătească dublu dacă și-o dorește. Ena! Ok, are sens. Așa facem de acum. 10 diamante, că domnul Clorna nu prea are. Deci, bun, hai, 10 diamante. 200. 10 diamante. 200. Prima mașină. 200, a pariat domnul Q-Sanity. Hai să vedem, 200. Până acum 150, 400. 200. De unde 200? Mă lăsă. 200.
260 odată. 350. 260. 350 la domnul Chisaniti odată. 360. 350. 420. 400 la domnul Cristian. Din are ăștia. 350. Mamă bogătani. Cât are mă copilu. Bogătani. 550 de două ori. 550 de trei ori. Vândut oficial. Yes. Domnul omul. Mamă. Ok, haideți să vedem, haideți domnul omul ar ce venit să dați bani aici, să vedem, dați-i domnului primar. Okay, haideți să achitați. Da, aici să nu mai știu. 550. Cristian, mai departe, că nu se știe. Sunt o mașină. Okay. Opa, ce am auzit? Nu ai auzit nimic, ai casca mare pe cap. Da. A, ochelarii, n-auzi. Eu da și eu furat. A încercat o schemă, a încercat o schemă. S-a încercat schema. Îmi face poză. Schema de Berceni. Doamne, Chiusenit, ce faceți în mașină? Stau așa la răcoare, că e cald afară și aer condiționat aici. O să mai stăți la răcoare și altundeva, nu neapărat. Consumă benzină. Ha, ha, domnul Lucky. Primăria este oficial bogată. Domnul Chiusenit, ați văzut, nu mai este mașina dumneavoastră. Opa, ce faceți, domnul Chiusenit? Am vrut să dau jos. Doar am vrut să dea jos. Ok, domnul, las mașina mai întâi. Așa. Las mașina și o duceți în stradă, da? Mama, ai dar rămâneți în stradă, rămâneți în stradă. Domnul Lucky, domnul Ștefan și domnul Șivan, veniți cu mine. Ia mă, ce poză mi-a făcut. Ok. Fana. Ia uite. Să urcați aici și să luați toate aceste vehicule, le duceți în la poliție. Inclusiv ok, mulțumim. Luați-o și pe cea a domnului primar. Luați-o în mână mai bine, nu așa. Așa, așa, perfect. Mă, clăcădează. S-aude-mă! Oooo, ce zici, șefule? Bine. Ia furați-mă motorina. Domnul... Uite. Bun, haideți... Ia că i-a ajuns și eu pe domn polițiști, să mă dau pe lângă ei. Mă lăsăm afară sau una într-o? Una afară, una înăuntru, poți să o duci înăuntru una. Unde las duba, domn polițist, aveți să vă ajut. Aici, domnul Chiusenity, pentru bună purtare n-o să mai intrați astăzi în închisoare. Vă mulțumim că ne-ați ajutat. Să-mi trăiți, am venit ancărat-o eu. O, iubește prea mult Toana, stă numai lângă mine. La mine asta jos, așa, hai să vedem. Mamă, dar ce ia, ok. Haideți, hai, dată, dai acolo, dai. O, dar ce tare sau de motorul. Mă, cum conduce. Ștefan și urcați și pe motociclete, haideți toți cu mașinile. Mergem la benzinărie, mergem la benzinărie. S-a suit Toana cu duba. Cine vine cu duba? Haideți cu duba. Haideți în duba. Cu duba, cu duba. Dar trebuie să mai fie o motocicletă, erau două parcă. Da, am pus o jos una, ok, ok. Au intrat toți în autobuz. Clorna unde-i? Mort. Autobuzul duba misterelor. Opa, domnul Clorna a dispărut, dar haideți după mine. Dai, tată, dai 300 la oră. Ok, 300 îi dăm. Mamă, ce răcoare. Mai dai. Frumos așa din mașină. Trece roșu, verde, dai. Verde. Poate trece domn polițist pe roșu. Așa, facem stânga aici. Opa! Îi ia carnetul pe care nu-l are. Bun. Și vom parca aici. Vă fac plinul, boss? Opa, da, noul boss. Job. Ok. Domnul omul orice, hai să facem... Lasă-o jos, Lucky! Păi se face plinul, boss! Parcați la pompă. Parcați aici la pompă. Gata, cât vă pun? 200 de diamante? E ok, e ok. E o problemă, am făcut ceva la... A arruinat Lucky tot! Domnul Lucky, sunteți oficial... Ia zi, boss, omul, câta benzină spun? Ați bătut joc. Nu știu cum. Mai e și polițist. Hai că-mi pun eu, Bă, pe jobul meu, ce faci aici? Bine. Bun. Ia zi, câtă spun, 200 de diamante? Plin. Nu facem. Gata. Da. Haide, următorul, haide! Du-te la casă și vezi acolo! Momentan, următorul, ia zi, boss, cât îți spun? Pune de 50 de lei, băiatul, că n-am mai mult. Ține de diamante vrei să zici, băgăm! Zi, zi tu stop, zi stop! Gata, e bun! Următorul! Ia zi viața mea, cât băgăm? Folo. Dă-te jos! S-a angajat acum! Eliberați-l de aici, eliberați-l. Vreau să cumpăr ceva. Gata. Ia că vrea și Oana să ia ceva. A venit vericul. Ce-ți ia Oana? Domnul Lucky, eliberați-l, dați-l în el. What? Ce mă?
Un pupi vrea. Ii, zăte că... Ce trage? Ok. Rona, vreau să te speri și tu la găleata aici, vreau să te speri și tu în oală. Mai nimeni Irinuș. Bagă-ți limba în gură, ce oală? Da. Doamne Cristiane, ne faceți plinul și la mine aici. Gata, boss. Ce faceți? Hai să-mi trăiești! Domnul primar, am rezolvat. E full, e full! După domnul primar, okay, după okay. Să vorbim ceva. Cine m-a atacat? Nu m-ai putut ala el. Nu știu ce am făcut, dar... Wow, ce arătoși, bărbeseanu! Să mergem acasă pentru că am lipsit două săptămâni, că am stat în pușcărie și chiar sunt curios să mergem pe acasă. Pare totul ok. What? Nu îmi spune chiar a nebunit ratonul ăla dement! Două săptămâni am lipsit că m-am băgat la pușcărie și uitați-vă voi ce se întâmplă. Ce are morociva rubar băjarul cu mine? Că nu i-am făcut nimic greșit. Ce tot are cu mine? Uitați-vă și voi. What? Ohio? Oh, stați că e un semn acolo. What? Chiusei, te-ai rugat să părăsești Skincraft de îndată. Faci prea multe prostii și nu te vrem în ora semna Nocivanu. Salutare, de unde voi ați făcut asta? Ohio? Nu. Da. Jake, tu? Jake. Păi și atunci cine? Acolo scrie semna Nocivanu. Nocivanu. Wow, e o poză urâtă? Deci ia să voi, ca să știți, Nocivanu, cred că mi-a luat casa și vrea să mă dea afară, cred. Deci tocmai am ieșit din închisoare și uitați-vă și voi ce am venit să văd. Eu cred că ți-a luat casa cineva cu numele Ohio. Da. Zici tu? Ohio. Cineva a venit din Ohio. Eu așa cred, nu știu. Știi ce a pus alea cu Ohio pe casă? Ia stați aici de veche să nu vină dementul ăla de blănos. Stați două secunde, zic dacă mi-a făcut ceva în casă. Eu își că do not enter, nu intra. Eu uite. Ia stați mă așa să rezolvăm. Oh, ce s-a auzit? Iubita? Nu uitați de sigur, ia uitați aici. Pe 10 septembrie apare colecția cu Mafia. Ca să-l dăduți pe Nocivanu Barosanu. Ia vedeți aici cum arată. Primul link în descriere dacă vă interesează. 10 septembrie, se scurge timpul. Fraților, e gravă! E gravă! Intrați în casă să vedeți! Intrați în casă că e gravă! Mi-a furat pozele! Cu abonații! Mi-a furat pozele și mi-a făcut o pasta mare rău! Nocivanu Barosanu! Să vezi că îi dau foc la casă, ești nebun și îl și la pumni! O să vadă el. Așa. Aveți mâncare că mi-a luat toate itemele nocive. Eu am plâns. Bă, mi-a luat tot. Ideea e așa, domnul Chiusani. Deci vedeți ce ghiozdan am, nu? Da, cu găină. Ideea e că acest ghiozdan dă această putere. Stați așa. Stați. Ce putere? La o parte, vă rog, la o parte. Faceți loc, că face ceva. Yeah. Faceți loc. Faceți loc e puțin. Unic. Ok, taci. Hopa, ce o să facă Jakey? What? Bă! Jakey, vino aici și dă un like, că n-ai dat like. Câte like-uri vrei? Vino să dai un like. Stai așa, deci fii atent că o să arunc oul direct pe dă-te Lucky pe butonul de subscribe, uite. Ai dat subscribe? Welcome, boys! Stați două secunde că eu trebuie să revin, că e gravă pentru mine, e foarte gravă, revin. Deci ca să înțelegeți, tocmai am ieșit de la pușcărie și primul lucru de-l văd, eram sigur că e nociv. V-am spus chiar dinainte că e nociv. Pentru că Nociv mereu îmi face de-astea. Eu efectiv am stat în pușcărie, nu puteam să ies. Nocivanu Barosanu m-a închis. Și chiar mai era foarte tare când vin să văd și o căsuța. Mi-a baricadat-o să nu mai pot să intru ea deloc. Polițiști demenți! Eu chiar nu știu ce pot să mai fac. Eu chiar nu i-am făcut nimic lui Nocivanu Barosanu. Aia efectiv nimic nu i-am făcut, mereu am fost bun cu el. Mi-am cerut scuze dacă am greșit și uitați-vă și voi ce-mi face. M-a băgat la pușcărie zile întregi, chiar dacă nu am făcut absolut nimic. Am stat într-o cutie 3x3, am plâns, am fost abandonat acolo. Și acum mă dau afară din oraș și eu n-am făcut absolut nimic. Dacă am făcut ceva greșit, scrieți-mi comentarii, deoarece eu habar n-am ce am făcut. Deci știu că n-am făcut absolut nimic greșit. Poate doar că am furat eu mașina și am mers puțin cu ea, dar urma să o cumpăr. Am trebuit totuși și am făcut ceva așa de grav. Sper că e Nocivanu nu la muncă, pentru că vreau să vorbesc eu. Salutare, domn gardien, salutare, domn patron. Bună ziua, ăsta e Andrei 2010 polițist, vreau să mă văd cu domnul Nocivanu polițistul. Ce cauți tu aici? Nu trebuie să fii plecat din oraș? Domnul Nocivanu așa a ordonat. Ce mă? Efectiv nimic greșit n-am făcut să se întâmple asta. Ce-ar putea să fac să plec de aici? De ce s-a dat afară? Nocivanu a spus să pleci deoarece faci prea mult troll și nu accept așa ceva? Ce mă, că n-a făcut deloc troll? Haide mă, domn polițist! Dar ce-a putea face să rezolvăm problema? Problema nu poate fi rezolvată, ești rugat să pleci sau o să fii arestat! Ok, domn polițist, nu știu ce aveți cu mine, cu toții din orașul ăsta, de ori am făcut absolut nimic greșit și o să mă... De fapt, nu. O zi bună, domn polițist, eu am să plec, o să accept... Da, dați-mă afară, n-ai nicio problemă, la revedere, să-i transmite lui domnul Nocivanu că-l pup.
Am să îi transmit, zi faină. Bine, mă, Andrei 2010, politistul. Pa, 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 pa. Ne auzim noi, ne auzim zilele astea, vă, pă. Ah, nu m-am niciun item, sunt exilat din oraș, nociva nu râde de mine, toți cetățenii râd de mine. Sunt efectiv dar la o parte din distracția oficială din skin card, nu știu ce aș putea să fac. Aha, voi vă bate joc de mine? Dar ce crezi că sunt eu, ha? Ia fiți voi atenți aici. Liniște, ok, toată lumea acolo. Ezi baști, ok, domn primar, sunt sigur că este și vina ta. Am făcut un deal, stai grijă de mine și te lăsa pe poliții să mă dea afară, ok. Ok, liniște, ne urcăm, le furăm mașina și plecăm din oraș. N-am nevoie de nimeni din orașul ăsta. Am să mă descurc singur. Oh my god, ok, ok, am ieșit. Ia fiți atenți, gata. Ia să vedem. What? Ce ziceți voi, comentați? Băi, mă, pupoi mei. Jos din mașină. Jos din mașină, n-au auzit? Jos din mașină. Jos din mașină. Jakey, jos din mașină. Ia urcă, Jakey, să te văd. Hai, vă, pup, ne auzim în 2 ani, că nocim m-a dat afară. Pa. What? Mergeți în față, mergeți. Deci, domnul Chiusanity. Da. Este aia, șantierul ăla care e în lucru acum, îl știți, nu? 100% îl știți. Șantierul în lucru, da, 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 unde lucrează Clorna, da. Mama, deci dacă o să arăt ce am găsit acolo, cred că o să nebunești. Deci fii atent, Jakey, nu, ce m-a dat afară din oraș, m-a înjurat și m-a făcut să plâng. M-am dus la poliție și domn polițist de la recepție a zis, pleacă. Hai să luăm! Condu-mă corect! Ok, hai să vedem, mergem la... Ai văzut, ba nu, că mergea corect, deci fii atent. Aole, roșu, stai că e roșu. Bun, deci cum ce spuneați? Așteaptă, așteaptă. Bă, mă mișcă-te! Băi, tu ai tăiat linia, pleacă de aici! Bip, 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 bip! Ce depășești, mă? Unde te crede ce a Need for Speed? Așa, așa, nu știi să conduci deloc! Ce ne urmărești? Pleacă! Fă pas, străine! Ce stai după noi? Fă pas, străine! Cum nu știu, mă, să conduc, că spar geamul! Pleacă de aici, că-ți dărui mașina! Îți spar baraca, pleacă de aici! Ia uite că bag comentarii. Deci ce spuneai, domnul Jakey Boss? Deci veniți încoa, veniți încoa, domnul Chiusanity, că le-am arătat și unora din oraș. Ce se întâmplă, mă, aici? E mort. Mamă, cât a construit Clorna, deci lucrează zi și noapte? What? Uite, uite, uite pe peretele ăla acolo, uite pe peretele ăla acolo. Sânge! Jakey? Ajutor. Ce se petrece aici? Ideea e că sus pe, gen, pe tavan era un craniu și mirosea foarte urât. Deci ori a avut loc o crimă aici, ori cineva a căzut accidentat. Ia, vino că îți mai arăt că ești. M-a fi căzut Clorna, că el lucra pe schele. Nu știu, exact aia voiam și să zic, că el teoretic era Clorna, sus că... pe schela aia mare. Ce se întâmplă aici? Și uite că aici scrie ajutor. Ajutor, vezi? A scris cu sânge, sângele așa a scris cu sângele de pe el. Mamă, e înfiorător. Păi, uite, vezi, dar era lovit rău de tot, uite că se urca pe aici. Păi și-a rupt picioarele dacă a căzut de pe schelă și-a rupt picioarele. Da, da, ideea e că... Da, stai, stai, că a venit un dement, un străin. Cine-i mă ăla? Vezi ușor că suntem urmăriți, cred. Uite peretele sus acolo, uite acolo. Ia mai rupă sânge și-a pus palma. Mama, sânge... Ce cauți, mă, aici, că te iau la pumn? Care ești, mă? Pleacă, mă, de aici. Ce faci? Aici. Am înțeles că ți-a scos arma la domnul Orce. Cine a scos arma? La domnul Orce. Eu? Ce arma a scos eu? Păi știu de unde știi unde suntem? O percheziție așa frumoasă. Percheziunați-mă, hai, că n-am nicio arma. Lucky, pleacă de aici, ce treabă ai tu cu noi? Noi venim să pe șantier la lucru, ce treabă ai cu noi? Păi mi-a zis că a scos arma. Mințit, a mințit, până este pe șantier. Domnul Lucky, du-te la spital și cheamă un medic. Uite, Jakey s-a lovit lucrând pe șantierul vostru, al lui Nocivanu și al lui domn primar. Ne-am accidentat lucrând din greu, a sângerat. Du-te și cheamă un medic, lasă arma aia jos odată. Du-te! Du-te și cheamă un medic de urgență, că Jakey și-a rupt piciorul pe șantierul vostru. Zero siguranță aici. Ridicați stâlp de beton și atât, nu știți să faceți nimic. Lăsați-l pe ăsta că nu mai suport. Veniți în coadă, domnul Chiusanity. Da, 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 da. Ce pe aici și la fel sus. Mă, cât a sângerat. Deci aici, uite. Chiara! Ce e asta? Explică-mi ce e asta. E un monstru Skincraft. Ce sunt astea? Chiara! O, s-a tăiat un demon în Skincraft sau cea în genul ăsta. Păi asta am zis eu și ideea e că uite aici. Uite, vezi ce a trecut pe aici pe sus. Și ideea e că aici cred că, mamă, încă mai miroase puțin urât. Încă sângerează, uite. Ce s-a întâmplat aici? Uite, aici era, aici, exact aici era craniul. Și era un craniu? Ca să-l ducă la probe. Da, era un craniu. What? Deci, în schicrat se întâmplă probleme mult mai grave decât... Deci, Nocivanu, Barosanu, polițistul,
El își pierde timpul să-mi ia mie casa, să mă bage la închisoare, când colo în oraș de fapt e un monstru care omoară oameni pe schele. Da, exact, adică gen, efectiv el îmi dă mie amendă degeaba și aici se fac crime. Doamne, ori e crimă, ori e monstru, dar cred că... Vine Ștefan, cum vin mă toți aici? Deci locul ăsta e atât de popular? Ce vin toți aici? Deci se muncește, poate muncitor pe șantier? Uite că vin toți. Ce au măștia? Ia să vedem ce vor. Mă, sunt și ei lucrători pe șantier, că nu înțeleg. Ia să vedem, mă. Ce aveți, mă, bolnavilor? Mi-a spus cineva că are cineva nevoie de un medic. Păi, ești medic? Nu e adevărat. Sunt mai multe chestii. Mai multe chestii? Păi ia veniți încoace, ia veniți încoace voi doi. Veniți încoace. Voi sunteți politici amândoi, da? Da. Uitați-vă ce se întâmplă, Skincraft, cât voi stați să dați amenzi, percheziție, un monstru. Uite câtă gheară are. E un monstru, Skincraft, și-a omorât pe cineva, dar nu știm pe cine. Uite, a zgâria pereții. Și uite, uite dura de sânge, urcă până sus, sânge, sânge. Nociv era, că era o poză acolo. Să știi că nociv e bestie. Are la niște gheare. Da. Cred. Ia uitați-vă. Și sângele se oprește aici, mi-a arătat Jakey. Da, nu știu, da, Ștefan, domnul Ștefan a luat. Eu mai pot aici. Mai aveți da. Nevoie de... Nu cred că dori să-l vrea. Injecție, că nu, nu, mi s-a... Ce injecție? Păi el își rupe piciorul și îi faci injecție, ce-i faci? Nu știu, ce cere? Tu medic, știi ceva? Bă, domnul Lucky. Să nu fac așa ca medic niciodată, vă rog. Păi nu vreau eu. Auzi, el îi rupe piciorul și Ștefan îi face injecție. Unde îi faci, în picior? Îi pui altul, ce-i faci? Păi nu știu. De ce l-a căzut de la 300 de metri de pe schela voastră? Că e zero siguranță aici, a căzut de pe schelă. Și tu îi faci injecție, este rezolvă? Îi faci la bubă injecție. Nu la noi, că noi n-avem nicio treabă. Păi cum nu, că și voi aveți treabă, că sunteți polițiști. Voi sunteți alături de domn primar, voi îl sfătuiți, voi sunteți împreună toți. Cum adică? De fapt, domnul Nociv îl sfătuiește mai mult. Da. Păi și voi, ăla e șeful vostru. Cât sunt mai jos? De ce toată lumea la șantier? What? Acolo. Ia, haideți mai jos, toată lumea. Deci toată lumea lucrează pe șantier. Mamă, e zero siguranță. Uite aici, poți să cazi să-ți rup tot, ești nebun? Azi. Da, exact, da, exact. Măcar pe aici sunt garduri, e ok. Oricum aici, parcă ce se contează aici? Moartea! Wow, ce-ați venit toți? Ce căutați, mă, pe șantier? Ce căutați? Chide filmarea, chide filmarea. Ăla filmează! Chide filmarea. Gata, gata, gata. Ce căutați, mă, pe șantier? Sunteți și voi muncitori? Făceam vlog, păi nu, făceam vlog. Vizităm, nu. Vizităm un loc mântuit la 3 dimineața. Păi e zi afară, ce 3 dimineața? Iese la Polish. Ce cap ai? Polish. Păi frățiorii, frățiorii. Păi iese la Edit. Clickbait. Voi n-aveți scutat, mă, pe șantier, noi lucrăm din gros, să ridicăm aici un spital mare, voi ce faceți? Păi pentru că e zero siguranță, s-a lovit Jakey lucrând. Este numai metale pe aici și ciment, atât. Și beton. Și Jakey s-a lovit lucrând. Deci Jakey, fiți atenți, era acolo în schelă. Și a căzut. Pentru că sunt zero garduri, zero siguranță. I s-a făcut rău că era la înălțime prea mare și a căzut. Uitați-vă și voi, săracul s-a târât până aici, ia uitați. S-a târât Jakey săracul. S-a târât efectiv. A dat cu capul de pereți. Ai o palmă, ce cap? Da, da, dă și cu palma și cu capul. Mai Ștefan, tu ai dormit să-i faci injecție că și-a rupt piciorul și acum ești că și s-a dat cu capul de perete și ai o palmă. Capul. Da, deci vorbesc cu Nociv iar și casa și îl dăm și afară din oraș că da, nu știe nimic. Ce trebuie să fie făcut aici, trebuie făcut ce e aici? Nu mai continuăm vlogul și nu mai postăm atunci. Oprește vlogul, oprește vlogul. L-am oprit, l-am oprit. Ia-i de jos de pe șantier că e foarte periculos. Ba! S-a aruncat din nou. S-a aruncat. Ba! Sunteți nebuni! Se neacă cu sângele, luați-l repede. Jos, 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 jos. Aduceți injecția repede. Ce injecție, mă, că și-a rupt tot? Cum cobor, mă, de pe șantierul ăsta dement? Aici, 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 aici. Doamne! Un pansament, dar ce-i aia, ce-i aia? Mamă, criminalul! Ucigașu! Ucigașu! What? What? Coruptul! Ce se întâmplă aici? Ce tare! Ce s-a întâmplat, m-a reviat acest om? Trebuie să fac o poză, credeți-mă. Lasă poza acolo, fă-i poză! Stai, fă-mi mie lângă ea, fă-mi mie poză lângă ea. Ok, ok. Filmați asta că e grav. Să puneți în ramă. Bun, se filmează, se filmează. Ia uite. Pe mine mă omora. Uitați-vă. Pe mine mă junghia. Wow. Opa. Doamne, șeful meu. Deci, șeful vostru e un ucigaș în serie, e de men cu capul. 3, 2, 1 și...
Unde e? Unde e? Unde e? Ia uite-l! Iar a făcut ăsta om! Ia dați-mi o cameră că trebuie să facem ceva, dați-mi o cameră! Nu toți, hați așa! Bun, liniște, 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 liniște! Bun, stați la cameră! Sunteți gata? Sunteți gata să-mi ziceți? Da. 3, da, 2, 1 și... Salutare și bine v-am găsit aici alături de Ezi, Baști, omul orice, Cristine, Lucky, Jakey și Ștefan și avem o problemă foarte mare, skin crab. Dacă vedeți acest episod, apăsați pe butonul de like și nu uitați de sigur că domnul Nocivanu, care voi credeți că este un om foarte bun, tocmai a înjunghiat un villager în cap cu cuțitul, ca să vedeți și voi. Și trebuie să aveți foarte mare grijă în oraș pentru că el este polițist și are foarte mare putere, dar uitați-l ce face. Deci domnul Lucky vrea să ascundă dovezile, deci clar are o legătură cu acest incident. Nu, vrea să arunc cu... Deci nu uitați, dați-i tag în comentarii și ziceți jos cu Lucky, afară din poliție, un set de vizionare. Stați așa două secunde, să le faceți și o poză de thumbnail, stați acolo. N-am hârtie, dați-mi o hârtie repede. Iar mi-ați dat 1000, hai să vedem. Cheese. Da, deci ei sunt făptașii și la revedere. Bă! La revedere! La revedere! Bun! Domn primar! Ok, toată lumea, cine apucă să urce în mașină, vă aștept, e urgent. Cine are loc, cine prinde. Restul, omul Ștefan Jakey. Vă place noua mea mașină? Hai, pe jos restul, pe jos, pe jos. Adio, dar rămâneți cu mine. Păi fraților, rămâne între noi, de-aia primarului i-am furat-o. Mai dă-l încolo că nu mai prostii face. Asta e noua mea mașină, el felicit pentru achiziție. Și nu mă interesează, auzi. Eu nu mai am nicio treabă că m-au dat afară din oraș și eu sunt pa. Adio, dar rămâneți cu mine. Petrecerea de pietoni, dementule! Trecerea de pietoni! Mă, ce? Pune-i gluga pe cap, Ștefan, pune-i gluga pe cap. No, eu-l duc frumos acasă pe Ștefan, nu-l răpesc. Păi a trecut. Ai trecut. Nu, 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 îl duc la el acasă. Fii atent acolo tu. Hai, Ștefan, să mergem acasă. Uite, Ștefan, hai să jucăm X și 0 până te ducem. Băgați acasă. Băgați un X și 0 până ajungem. Am ajuns la casa ta, Ștefan, am ajuns la vechea ta casă. Imediat ajungem, stai așa. Vechea? Da, imediat ajungem. Bun, coboară din mașină și ai încoa. Suntem acasă, stai acasă, auzi acasă, vină încoa. Hai, Ștefane. Au. Haide. Bun, haide încoa, Ștefanică. Urmează-l pe Insanity, atât. Da, vină încoace, verișorul, vină încoace. Vino încoace. Aruncă-ți arma acum, Ștefan. 2, 3, 9, 4, aruncă-ți arma aia, ha. Bravo. Deci fii atent, Ștefanică, că avem o treabă noi de vorbi ca frații, da? Omul orice, ce mă scoi, mă, tu? What? Mă, cine-i mă ăsta? Cine-i mă ăsta? Nu mai știu. Tași din gură acum. Jakey, tu-l cunoști? Tu ai făcut colaborare cu el? Da. Ok. Ștefan, pe crowd să te văd, să nu te văd că te miști. Jos, bun, Ștefane, fii atent cum stă treaba. Nocivanu Baroseanu, blănosul tău urât, m-a dat afară din oraș. Mi-a pus semne să plec. Poliția. Bravo. Mi-au ridicat casa, vor să o demoleze, mi-au luat pozele și au bătut jos de mine, m-au făcut să plâng. Acum o să te filmez, facem un apel și o să spui: domnul Nocivanu, te rog, salvează-mă, pentru că am fost răpit de 3 mascați. Așa vreau să zici, da, la video, la cameră, bun. Când ești gata, dau start la registrare, ești gata? Se bade arma, se vede? Jakey, puneți o mască să nu se vadă pe video. Opa! Cineva sus! What? Ce cautăm aici? Fuge! Du-te tu, omule, după el, bun. Jakey, puneți ceva, hai să începem filmarea. În 3, 2, 1... Nocivane, bărbășane, acest mesaj este pentru tine, fii foarte atent. Vorbește! Nocivane, ajută-mă, te rog. Mi-e frică. Trebuie să ne trimiți 9500 de diamante și să ne lași înapoi în oraș dacă vrei să-l vezi înapoi pe Ștefan. Semnat, mafia pitonească. Ia uite-l, e speriat Ștefan? Da. Am ajuns unde știm noi mai bine. Eu zic Jakey Boss, hai să mergem. Bun, deci treaba asta vreo următor. Eu nu mai sunt în Skincraft, sunt dat afară. Avem două variante și cred că este cea mai bună variantă pe care am ales-o eu. La care m-am gândit, este felul următor. Nu cred că l-ați mai hrănit de foarte mult timp. Ba da, am mai trecut pe aici, am mai trecut. Ok. Deci fiți atenți, avem două variante. Eu nu mai vreau să mă ascund, să stau sub pământ. Vreau să știe clar. Hai, blochează acolo. Vreau să știe clar cine suntem noi și vreau să fac o bază gigantică deasupra pământului, nu sub pământ, pentru că suntem ca niște șobolani. Jakey, ia vino că avem ceva important de vorbit. Este timpul să nu ne mai ascundem. Începând de următoarele zile, o să construim cea mai mare bază de mafie deasupra, nu sub pământ. Să le fie frică de noi. O să fie o bază securizată unde nu poate intra nimeni. Și nu ne mai ascundem. Este timpul să ne arătăm.
Este timpul, JT Boss. Eu am o cerere, gen. Care-i cererea? Ar cam trebui să băgăm pe cineva, pe încă o persoană în mafie. Pentru că deja suntem foarte puțini, adică ideea e că poliția sunt 4 sau 5 în poliție. Păi și noi suntem 4. Nu știu dacă ai fost... Nu suntem 3? N-ai fost prezent la noua recrutare, Jakey Beleaua. S-a întâmplat în felul următor. Ce, mă, ce recrutare? O știi pe fana mea nebună, da? Care... Oana? Care a intrat în mafie deoarece e fana mea. Da, e bine, bine, înseamnă că o să ne asculte dacă e fana mea și a intrat și în mafie. Văd că încă au rămas pozele cu mine, cu pupic și cu inimioară, da. Da, deci prietena Oanei, cea mai bună, Irinuș, a intrat și ea. Și este de încredere pentru că și ea este fana mea în secret. Pentru că dacă află Oana, că-i și ea fana mea, o să o omoare. Mamă, deci trebuie să ținem secret, ăsta e secretul. Da, deci acum suntem patru și trebuie să facem o bază gigantică deasupra pământului. Să nu mai stăm sub pământ. Aici, astea, deci astea sunt creiturile dumneavoastră, domnul Chiusanti, și astea sunt ale mele aici. Ok, deci eu stau pe stânga. Uite, trebuie să le rămplu și că mi-am pierdut toate itemele, pentru că Nociv are 0 milă și mi-a luat efectiv tot, nu mai am nimic. Nici arme, nici diamante, nici haine, nici pozele, nimic. Da, păi nici eu nu mai am arme și aveam, deci aveam niște arme atât de... Am făcut un nou. Aveam niște arme atât de bune, erau incredibil de bune. Ok. Da, deci trebuie să mă duc la muncă să recuperez itemele, pentru că Nociv cu 0 milă mi-a luat tot. Pe degeaba. Ce asta? În primul rând să nu mă vadă nimeni, că nu trebuie să fiu văzut. O să mă fac bebe mic. Am refăcut rost de aparatul de micșorat. Ok, sunt bebe mic. E foarte grav că mă blochez în pământ. Alo. Ok, am revenit. Bun, bun, bun. Planul este felul următor. Te doresc cu fetele mele. Le-am chemat la baza mafiei. Ia uitați-vă. Nu! Ce s-a întâmplat? Am murit. Da, astăzi o să mă prefac mort și o să dau vina pe Nocivanu, pentru că este doar vina lui. M-a dat afară din casă și o să le spun la fete, să spun la toată lumea că am murit. O să urmărim din întuneric să vedem ce zic cetățenii Skincraft că am murit. O să plângă, o să se bucure, habar n-am. Ok, să mergem la fete la baza mafiei, oh my god! Uite-le! Bună, fetelor! Ce faceți aici? La Bolt? Ne jucăm pe aici. Ne jucăm. Deci la distracție în baza mafiei. Ok, fetelor, fiți atente că s-a întâmplat ceva groaznic și voi sigur știți sau nu știți. Ați auzit ce s-a întâmplat ieri? Nu. Deci e foarte grav, fetelor, fiți atente. Nocivanu, Barosanu, polițistul, Barbașanu, cum voi să spuneți, mi-a luat casa, mi-a pus că o să o demoleze și m-a dat afară din Skincraft pe vechi din oraș și a zis că sunt criminal, de eu n-am făcut nimic. Ce părere aveți? Mă, ce? Ce urmă? E dement, e dement și m-a făcut să plâng, m-a supărat și am venit cu un plan să mă răzbun pe el. Fiți atente, fetelor, fiți atente. Voi o să spuneți că m-ați găsit mort în pădure. Omorât de lupi. Pentru că Nocivanu m-a dat afară din casă, n-a avut unde să locuiesc. Am stat noaptea în ploaie, în pădure și m-au prins lupii. Și în spatele casei mele am făcut un sicriu. Vai de mine. Deci o să chemați tot orașul și o să spuneți că e doar vina lui Nociv și o să dați vina pe liceți că m-ați găsit în pădure. Plângeți acolo și după revenim aici și ne începem un plan nou și o să creadă toți că sunt mort. Și o să pot să fac totul lejer, că o să creadă Nociv că sunt mort și o să zic că yes! Ok. Ok, să mergem în oraș și să o fac invizibil eu. Vedem ce zic tot, deci o să urmăresc moartea. Hai să mergem. Mă vedeți? Hello. Nu. Hai să mergem, repede, repede, repede. Hai la oraș. Deci adunați-i pe toți. Unde am venit, mă? Vreau la oraș. Ok. Ok, vedem. Uite-i pe toți. Sunt aici la fix. Oh my god, o să fie mega amuzant. Ia, mă. Chiar vreau să văd ce se întâmplă când mor eu. Se plânge, se râde. O să le fie dor, chiar sunt curios, ia să vedem. Uite, uite, pe băieți, ok. Irinuș vine cu Ana. Mel! Mel! Ok, să nu mă vadă. Vin fetele, vin fetele! Aaa, gândi, gândi! Ia. Dar tu ai dat like abonate, ești abonat? Ia vezi dacă te-ai abonat, verifică. Ia. Ce te faci, Stefan? Ați auzit? Ce? Ce-a făcut nososul ăla de Nociv? Ia uză-le, mă, fete! Ai din mine. L-a gonit pe Insanity de acasă și s-a dus în pădure și l-a mâncat lupii. What? Nu pot să cred. Mamă, se pricep fetele. Mamă, ce bune sunt fetele. Uitați ce a făcut la casă. Uitați ce a făcut la casă. 3 minute, e bine, 3 minute. 3 minute. Nu știu, arătați-ne în ce parte, că noi suntem poliția și trebuie să-l salvăm. Ce că trebuie să mă salveze, eu sunt înmormântat. Ce să salvezi, n-auzi că l-au mâncat lupii? Ia uză-le. Morte, morte, morte. Puuu! Păi de unde știți că e mort? Nu cred, dar
unde e chiar? De unde știți? Din moment ce l-am căutat, nu știu, că nu-l găsim. Mă gândesc că e mort, adică... Oh my god! Nu e dispărut. Ia că zic Oanei. Zic Oanei, stați așa, zic Oanei. Lângă skin. Ok, am spus să uite după, uite. What? Wow, ok, putem vizibil. Haideți în curte! Oh my god. Ia. Uite. Cum adică cine a făcut asta? Ți-am spus, nocivan. Deci nu mai vine lui. Cine a făcut-o? A murit! Doamne, sunt prezent la propria mormântare. Ia uite-le. Nu! Ia să vedem dacă e. Bă, ăla-i nebun! Bă, la ce nebun! La ce nebun! Ce face dacă e mort? Ia, puteți să le sperii. Oh my god, am văzut... Hai că e mort! Bă! Bă, ce faci aici? Mă, ăla e... Ok, cum a văzut? Ăla trișează! Ăla trișează! Cum a văzut? S-a uitat pe hartă! N-are cum să mă vadă, e minciună! Ăla e nebun. Eu zic că ești cam... Ăla e nebun, ăla e nebun. Cum a văzut, mă? Că el mereu vede câte ceva. Cred că trebuie să facem un spital pentru oameni bolnavi ca el. Cât mai am? 4 minute. Da, cred că... Mă, ce? Mă, cred că mi se pare. Cred că așa dorme de el încât îl aud. Deci nu... E doar de mine! Eu plec de aici, m-am speriat rău de tot. Nu, deci cu poliția. Băi, ce? Uite ce pățucare. Eu ies din poliție. Ce pățucare. N-are de gând să fac așa ceva. Deci ți-am spus să nu mai vin al lui Nociv. What? What? Plânge-n poza. Deci dacă i-a făcut chiar așa, i-a făcut. Poza mea, dă-mi eu acum. A picat din cer! Uite ce pățucare. S-a făcut și ăla invizibil. Ies din poliție, nu mai pot. Dacă a ajuns așa să facă Nociv. Ți-am spus să nu mai vin al lui. I-a distrus casa, l-a trimis în pădure să-l mănânce lupii. A dat demisia. Și mă dai mie că nu știu. Ce facem, mă? Dau demisia, cum să fac așa ceva? Deci acum sunt practic prefăcut mort și pot să fac orice. Săracu. Ok, ok, ok. Ok, ok. Și te atenți că-i sperii. Păi dacă nu-i de găsit, cum să fii în grupa dacă nu-i de găsit? Vorbesc despre chestia asta. Cine-i intrat? What? Măi, dar ce sunt? Fantomele! Cred că am primit blestem. Fantoma lui, deci nu, deci fantoma lui, cred că este tare nervoasă. Da, cred că am plecat. Ajutor? Oh my god, uite! Fantoma! Să ne răzbunăm pe Nociv. Asta le transmit, da! Chiar cred că o să ieși sus! De ce nu mai e vina lui? Sus! De acord. Fantoma! Numai dacă îmi dare capul. Păi nu, da. Asta? Dă fantoma, nu știu cine dă. Ok, fantoma! Sunt particule albe din astea. What? A ficat din cer! Mamă, Cristianity Mafia. Ce tare! Din 10 de septembrie! Da, cu spinculetii! Din 10 septembrie! Ce tare! Ce s-a întâmplat? Cea mai tare chestie care am văzut-o vreodată, dar apare așa din nean! Ce s-a întâmplat? Ne-a dat Easy Bash, că e cel mai tare. Mai am 4 minute! Uite, am pus o floare aici! Am mâncat eu ceva prosit, e tot prim... Ia stai așa că trebuie să schimb vocea, să-i fraieresc! Nu poți să stai fără fetele! Nu poți să stai fără mine! Ok, trebuie neap... What? Mă, ce-am auzit? Tu ai făcut așa? Nu eu! Făcut așa la stric! Fantoma! Mă, plufetele! Nici eu! Iuză-l! What? What? Cine a făcut așa? Ca fata aceea de-a făcut... Mă, stai, prefaze cineva? ...la timp când a venit. Ce fată? Da, Ioana. Nu sunt Ioana. Ok, am să fug înapoi la baza mafiei. Fiți atent, este în baza mafiei. Iii, fantoma din baza mafiei, ok. Planul este felul următor. O să luăm o mașină și o să o conducem prin oraș ca să pară că este al fantomei. Cât de amuzant ar fi. Am furat cheile de la mașina poliției, le-am găsit la Nocivanu acolo acasă. Fiți atenți, am luat cheile și o să iau o mașină care merge singură. Mamă, e horror, ia uite. Ia-ți vedem. Oh my god, fantoma, mașina fantomă. Yeah. Ha? What? Mașina e... Mașina merge singură. Merge mașina singură. Oh my god. Ce reacție avea? Ia. Unde a dispărut omul lor? Sunt în mașina invizi. Ajutor? Deci nu înțeleg. L-a luat! Ajutor? Oh my god. Mașina fantomă. Machi, pleacă de acolo. Pleacă de acolo. Se duce! Ne pierde mașina! Se duce la vale! Opriți mașina! Ia, poți să-mi pun la volan? Se duce la vale! Nu pot! Mamă, dar nu prea știe să...
O, de ce a prins viteza dintr-o dată? Opa? Mașina zburătoare! Mașina zburătoare! Ia că zboară mașina! Deci nu pot să cred. Auleu! Eu v-am spus că este foarte nervos, acum a venit să ne bântuie. Zboară mașina! Aruncă mașina. Domnule, cu zboară mașina. Hai să mă prefac că sunt eu. Uite, am lăsat mașina. Vai, nu. Oh my god. Este ridicat, dă-ne un semn dacă ești tu. Acum nu mai puneți. Le dau un semn. Mă mărăți-l pe lucii dacă știți de aici. Ia că l-am dat semn. Ai zis că vrea semn. Vreți și alte dovezi? Oh my god. Da, sunt destule. What? Vai de mine. Vai. Exist! Răzbunați-mă! Nu mai e împa... O să-i înțelegi, n-are cum răzbunare. Să pe calculator, îmi folosiți mașina chiar așa. A revenit omul. Momentan, panica s-a lăsat în oraș, pentru că toți se întreabă dacă chiar am murit, dacă chiar sunt o fantomă. Ia uite-l. Mă, dar omul orice se uită pe hartă, trișează, se uită pe hartă și mă vede. Deci, oamenii acum se întreabă și sunt șocați. N-are cum, dacă mă vede. Ok. Deci toată lumea din oraș crede că sunt mort. Nu, deci nu și puteți face orice. Cred că puteți face orice acum. Ok, plec, plec, baza mafiei. Le-am zis fetelor să vină la bază. Ia vede, le-am zis să vină repede, pentru că planul a funcționat. Sunt acum mort și pot să fac efectiv orice. Și acum dacă vă întreabă ce o să fac, ei bine, o să înceapă cea mai mare bază de mafie, care nu mai este subteran. Toată lumea o să întrebe: what? Păi era mort, cum s-a construit așa ceva? Și apoi o să mă arăt și o să revin în oraș, dar cu o bază imensă, full de arme, super securizată, unde nu poate intra nimeni. Ia că au venit fetele. Ia. Opa. Uite-l. Ce ziceți, fetelor? A mers perfect. Vai de mine. Deci nu s-a prins nimeni și toți cred că sunt mort. A funcționat la perfecție. Au plâns? Ce părere au avut? Au fost puțin supărați. Deci au fost supărați și au și plâns. Dar eu cred că țin cu năsosul ăla de nociv. Să vezi ce-i face, deci fiți atente, fetelor, că acum putem să facem orice, că toată lumea o să credă că a murit eu și că nu mai există mafia, o să zică gata, s-a terminat tot, așa o să zică. Ei bine, planul este următor, o să ridicăm o bază de mafie imensă afară, să nu mai stăm subteran, o să fie una, să se vadă clar afară, o să fie super securizată, cu lasere, cu arme, o să fie insane. Și acum pot să construiesc pentru că nu mai sunt urmării, practic sunt morți, o să mă abandoneze, nu o să mă urmărească nociv, o să fie totul perfect. Da. O să fie super. Bun, deci fiți atente, fetelor, acum trebuie să duceți înapoi în oraș și o să ziceți, nu știu, stați pe acolo, vă comportați normal, să nu fiți suspecte. Și practic dacă mai zice cineva de mine, ziceți, da, a murit, e papa, e, nu mai există. Și o să putem să facem ce vrem noi și ocazional mai vedem aici, adunăm materiale și construim cea mai mare bază. Ei, abia aștept. Și îmi pare rău că nu puteți să mă vedeți, dar sunt fantomă. E ok. În două am minute revin. Tine. Ia, ce poză ai? Cu pupic? Da, am pupat-o și pe asta. Upsi. Opa, am pupat poza. Ce părere ai, Inuși, că am pupat poza? Ui, păi doar e fana ta, nu? Super mic. Da, așa este. Trebuie să dăm de Jakey, al patrulea mafios, dăm de el să ne ajute să ridicăm baza mafiei. Aveți vreo idee? Da, 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 cum ar putea să fie? Ce culoare? Mă gândeam să o facem full neagră și poate habar n-am. Da, e ok, negru, ok. Ne strângem materiale și ne ocupăm. Haideți că mă duc să încep proiectul, revin. Nocivane, sper să te speli cu foile astea pe cap, pentru că o să-i considera criminal. O să fac pe toți să se simtă prost pentru mine și o să dăm vina numai pe tine, Nocivane, că tu m-ai omorât din casa ta, am murit și uitați-vă ce este aici. M-am pus pe mine trist, plângând, de ce n-a dat Nociv like? Și am scris și că este criminal. L-am pus aici să vedem ce zic cetățenii. I-a scris Oanei să-i ducă pe toți din oraș la Nocivanu acasă. Și hai să vedem ce se zice. Ia, ce părere au cetățenii? Izibaști. Dau hit? Izibaști. S-a speriat? Doarme, Izibaști. Ia uite. Se duc toți la Nociv. Ia. Nu distrugeți nimic. Deci nu merită nimic. Nu ne-am chinuit să nu distrugeți nimic. Să nu distrugeți. Ce voia să distrugă casa lui Nociv? Oricum, pasă, o bubuie cu TNT. Nu mai fac înapoi. O bubuie cu TNT. I-a primit banii atâta, nu mai îmi place. Și-a făcut Nociv skin! Sunt atât de furioasă, deci nici nu mă pot uita la asta. Ia, ia reacția lor. Criminal, criminal. Merită. What? Criminal? Asta ce le-am pus? What? Criminal? What? Ia uite! Vai de mine, bă, nu știu cine a făcut-o, dar o merită. O merită! Deci chiar o merită.
Ia. Ca- vreau poza. Pun înapoi. Pa, pa. Păi stai că pun mai și mai mare. Ce face, mă? A, Lucky sabotează. Ia cadouri și el asta face. Ia uite-l pe Lucky ce face. What? I-am dat cadou? Ia. Nu cred. Cadou de la prietenul tău, Q-State, ia vedeți. Cadou de la Insane și el omoară. Poliție. De ce ai un cadou și el m-a omorât? Ia. Deci Insane îi face cadou și el trimite în pădure să-l mănânce lupii, uitați și voi. Ia auziți, oh my god, ce mai trebuie să poveste? Cum Noci face o mare crimă. Ia. Mamă! Răspunați-mă! Și voi vă întrebați cum a putut să facă... What? Nu, mă... Da, clar nu mai este în capul meu. What? Asta era aici? Asta n-a fost. Nu, deci asta n-a fost în capul meu. Mă gândeam că mi-e dor de el și a fost iluzie. Nu. E dor de mine, Luana! Oane, e dor de mine! Dorcivanul X! Bun, 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 bun. Ok, fiți atenți, atenți. O să vin deghizat să le transmit un mesaj! Ok, ok, ok. Fiți atenți, fiți atenți, fiți atenți. Ne schimbăm vocea. Sunteți gata? Ce se întâmplă și n-ai spus nimic? Frățiorii! Ia mă, nu, 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 e timpul să plătiți! Cine e? Din cauza polițistului Nocivanu, șeful meu Chisenti a murit! E numai vina lui! Ești... Trebuie să vă ocupați de el sau o să ardem orașul! Vreau să vă ocupați de Nociv, l-au omorât pe degeaba, n-a făcut nimic greșit și l-au omorât! V-am spus eu. Este mort se rezolvă. Și trebuie să-l răzbunați sau aveți 3 zile sau o să bubuim orașul. Mafia pitonească o să bubuie tot orașul, Skincraft. Eu zic că nu se merită, nu se merită să sacrificăm orașul pentru un așa criminal. Când Nocivanul revine în oraș, arestați-l de îndată și băgați-l în temniță. Aveți 3 zile sau orașul Skincraft va bubui cu TNT-uri. O să revine el și o să-l luăm pe neașteptate. Sub Skincraft sunt plantate 3000 de TNT-uri și poate să bubuie în orice secundă. Aoleu. Nu faceți prăstii să îți explodeze tot Skincraft-ul de îndată. Mamă, dar ce mâini. Te ascultați, vă rog, deci ascultați, deci nu vreau să întâmple ceva cu orașul nostru. Mă, tu fai mișto de mine? Mă, tu fai mișto de mine? Nu, 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 nu. Deci prietenul meu a murit, tu fai mișto de mine? Luați aminte, exemplu, exemplu! Cine mai comentează va urma ca și el. Trei zile aveți! Trei zile aveți! Am furat un calculator! Și acum vom reveni ca și cum nimic nu s-a întâmplat, vedem ce se vorbește. Vreau ce să zic acum, chiar cred că... Oh, ia să vedem. Ne întoarcem. În orașul ăsta. Cum a revenit Lucky? A revenit Lucky! Dala cum gen? A înviat. Au, ce mă doare piciorul. I-am tras în picior, parcă i-am tras în piept. Ia uzi. Irina îi vrea să răzbune. Misia a mea. Își dă demisia! Ștefan își dă demisia din poliție! Aaa, ce voi, trist eram acolo! Ca e un politic corupt și să faceți crime! Eram trist! Ca Lucky? Ia! Ca Nocivanu! Ce? Îl pun Nociv criminalul cu cuțitul! Și ca Lucky! Dacă nu vă răzbunați ca Nociv, o să ajungeți ca Lucky! Nu și-ai grijă! Fetele mele au reușit să mă acopere ca să chiar pară că a murit! Da! Ia uză-le! Chiar se pricep bine! Ce părere aveți? Se pricep bine fetele? Chiar? Nici m-a copitat la casa lui! Chiar se descurcă, se prefacă că a murit. Oana, dacă vrei Oana! Ceva să spun ceva important, oh poți să vorbim Oana! Particular. Oh my god. Oana, ai grijă! Mi-a făcut semn cu ochiul, mi-a făcut cu ochiul să mă dau de acolo. Nu, n-am cum să spun. Okay. Eu n-am încredere în tine, pare sper că n-am nimic în mână. N-am încredere okay. Niciunul nimic. Eu uși că vor să-i bubuie casa lui Nocivanu Barosanu. Dacă, am zis doar că vorbim, bă, Lăsanu! Cât mai am? 4 minute. Ar fi o idee bună, ori să-l asasinăm, ori să-l asasineze! Iată, numai că știe codul. Ce cod? Îl arestăm și îl băgăm în închisoarea aceea. Bravo, Ana, bravo! Bravo, Ana, bravo! Dăm slip în codul, le schimbăm totul și îl băgăm acolo. Codul. Olo. Ok, deci trebuie să-l omorăm. Da, ok. Să vorbim fantoma. N-are. Trebuie să moară Nocivanu. E chinuită, Oana. Ia uite-le ce bine se pricep, fetele. Chiar se pricep, se prefacă că a murit. Mamă, iau... Le-au mâncat mințile, chiar o să creadă Ștefan. Ștefan chiar crede acum. Să nu pară că mă prefac mort. Ce el? Spuneți-mi voi mie. Eu uză. Ce să facă oare? O să dea like. V-ați dea like? Da. Nu. Eu de Nocivanu. Se ocupă de Nocivanu. Ok, trebuie să plecăm de aici. Trebuie să plecăm. Ok, să arătăm că suntem serioși. Să arătăm că suntem serioși, o să facem ceva. Să arătăm că suntem serioși, o să bubuim un TNT fix aici, doar ca să se audă, să se sperie. Ok, bun, vreau să le au reacția. Să le auzim reacția. Bang, 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 bang. Ia. S-au panicat!
Deci nu este mit, este TNT sub Skincraft. Ia, ce-a bubuit? Lucky e speria, cred. Ce-a bubuit? Două minute. Nu a explodat nimic. Opa. Da, m-au zis. Bă, cine-s, m-a luat foc ceva. Se aude. Opa. Aici. A bubuit. Ia că-i dau follow, Lucky. Se aude din casă, se aude din casă. Ce se aude? Ce se aude? Foc. Foc? Am luat foc. Wow! Aoleu! Deja gata. E blestemul. Ia uite mă, și-a lăsat ăsta, ragaz deschis, doamne. Arde casa! Băi, e rinuș, nu-i plăcut, e rinuș. Arde casa! Deci gata, trebuie să ne ocupăm cât mai repede de nocivanul. Arde casa! Trebuie să ne ocupăm cât mai repede de el. Nu poți da fol, asta nu e... Asta nu e ul? Stai că ia foc. Ia foc curaj. Asta nu e ul? Vai să iar casă. Noi am primit și Ștefan. What? Aaaa! Nuuu! Nu. Mă fa bebe. Ok. Suntem ok. Vizibilitate? Sper că n-au observat nimic. Ia. Noi am... Ca asta merit. Ba? Bine, nu-i mă strivești! Dați-i fol acasă. Ok, le spuneți să plece, a spus Soare să le zică să plece. Haide să mergem să plângem la secretul lui. Ți-i dă foc la casa lui Nocin, păi să ardă. Păi ne-am mai dus de vreo 3 ori. Da. Păi mai du-te odată, Lucky, ce comentezi? Ce vrei să fac, vreau să fiu lângă el, ok? Du-te, păi du-te! Acolo. Du-te, Lucky! Du-te, Lucky, du-te! Da, vreau să mă duc lângă el, vreau să fiu lângă el, nu înțelegi? Repede! Nu, vorbeam de lucru. Hai să meargă, să-ți dau foc la casă. Ok, lasă acolo să ardă. Ok, du-te! Du-te! Ok. Du-te, Lucky, ce te tot uiți tu cu coada ochiului! Ok, este timpul! Să arde în casă, lunății, mă, nu mă lăsa, nu! Arde, casa lui Nocivanu! Arde casa lui Nocivanu! Ala focăsuța! Ala focăsuța! Oh my god! Ala foc! Ok, oh, poza. Ok. Cine vine? Păi! Ok, deci am greșit să nu mă ard. E trecunsuită. Nu-i vine să creadă. Ok. Am dat foc? Invisibilitate? Și acum aici Oanei, veniți înapoi, i-am scris Oanei, să vină înapoi acum și o stau pe bancă, ca și cu nimic nu s-a luat. Dați-vă spatele meu, arde din temelii și stau relax. Noapte bună, noapte bună, boys. Ia uite-i cum vine de urgență, uitați aici, zici că sunt niște jucării. Oanei prima, Irina și a doua, Lucky, apoi Bogdan, uite-i cum vine în grabă. Ipipipipipipipip. Ia, sunt curioși ce reacție să aibă când o să vadă card de casa lui Nociv. Salut! Bă, ce fac ei acolo, mă? Ia că a văzut Oana. Oh my god! Oh my mama, bro! La revedere cu Nociv. Yeah. Nocivanu Barbașanu! Arde casa! S-a dus casa lui Nocivanu Barbașanu! Nimic, adică... What? Nimic, eu încă... Asta merită. Încă... Akin a fost de vină! Vreau să mă răzbun, dar... Opa. Vai de mine... Arde casa lui Nocivanu, ia uite-l! Aia reacția lui când ia de casă! Arde! E nimic pe lângă ce să-i fac. La revedere, deci nu mai să-l văd, deci nu ia mai uitați-vă. Să-l văd. Nu mai pot. Ia uite. Sunt tare curioasă. Ok. E timpul să plec. Atenție. Ok, nu m-a văzut, atenție. Bun. Deci fiți atenți, doamnelor și domnilor, că treaba stă în felul următor. Acum, pentru că am trolat destul, m-am prefăcut morți, am întâmplat toate chestiile astea, este timpul să continuăm povestea morții. Voi continua să aștept în întuneric o zi, două, până când ajunge informația și la Nocivanu, la Clorna, la domnul polițist și la domnul primar Rafael să afle cu toții că eu am murit și vreau să fac un meeting, să vă asigurați despre chestia asta, să se știe clar că eu am murit, pentru că eu am murit, practic. Poate am norocul să reușească cetățenii să-l asasineze pe Nociv, dar nu cred că o să reușească pentru că Nociv e polițist. Și cred că doar au mințit domnii, că n-au cum să-l trădeze, adică Ștefan e polițist, zice că l-asasinează, e minciună, clar. Eu n-am încredere în ei că o să reușească și am amenințat cu masca de pitor ca să sperie, să nu știi cine a fost, să zică bubuie Skincraft. Dar înainte de merge la școală, hai să lăsăm toții pe butonul de like să avem cât mai multe zile de vacanță, la următoarea vacanță. Câte zile de vacanță v-ați dori voi? Hai să zicem... A fulgerat în fața mea. Mi-aș dori cam vreo 3000 de zile de vacanță, adică 3000 de like-uri. Reușim? Ia să vedem, chiar o să avem vacanță lungă de tot. Hai să vedem cine chiar își dorește vacanță și vrea vacanță pe veste. Gata? 3, 2, 1 și like! Let's go! Ia mă ce zic colegii mei. Zumi? What? O nouă membră? Opa. M-a văzut Fanny Salt. Se spartă un cap.
Ia vedeți, sunt copil. Ue, nu vreau la școală. Ue, nu vreau. Ia să vedeți ce zic colegii. Da, este ok, este salut, ok. Salut, colegi, salut, sunt gata de școală. Domnul Chisaniti, unde este mașina mea? Nu, în direcția aia, la benzinărie am lăsat ultima oară. Ah, ok, 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 bun. Băi, fiți atenți cum facem. Sunt bebelei, sunt copil, nu bebeu. Pe Skincraft aici în Orășel. Așa că ne vom cu toții. Ce mii suntem. Haideți cu mine, haideți cu mine. Sunt tare curios, sunt tare curios ce școala construi primăria. Prima zi. Mașină, grijă, grijă, nu stați pe stradă. Grijă, grijă, că vă calcă. Vezi că o să calce. Da, peste mine. Me! Dorește cineva să intre la închisoare? Da! Nu! Farisal vrea! Ne doriți la închisoare? Farisal vrea! No! Bă! Ce mic sunt, ia vedeți, ce mic sunt. Ii, sunt bebeluși! Sunt bebeluși! Da, Clorna! O, mi-ai făcut poza? Suntem frățiori! Clorna, bărbașoară! Normal, am amintire la prima zi de școală! Prima zi de școală, Clorna! Yes! What? Nocivanu, șoferul! Domnul instructor Nocivanu. Știe să conducă? Se întâmplă. Salut, bună salut. Bună ziua, domnul Nocivaniu. Cream că știe să dea. Ce mi-a dat, mă, cu poțiune? Toată lumea se va strânge aici în parcare, deoarece plecăm alături de domnul Nocivanu la e noua școală man din Skincraft. Wow! Eu stau aici, ce stai cu mine mașină? Nu conduce! Dați-mă puțin toată lumea. Ce mic sunt în mașină, ia vedeți. Ce mic sunt. Avem un nou membru în Skincraft, ascultați-mă puțin. Ce țipă Clorna. Zumi este nou în oraș, haideți să o întâmpinăm cu toții. Bine ai venit! Bună! Bine ai venit! O nouă fată! Mă, care aruncă cu apă? Bună ziua! A plouat cu poțiuni! Sunt nouă. O să aveți o surpriză la școală cu mine. O surpriză! Wow. Ok, ok, ok. Plouă! Domnul Clorna nu mai aruncați cu apă. Clorna nu mai aruncat cu apă! Nu, eu n-am aruncat cu nimic! Nesimțitule! Hai să intrăm toți în... Hai să mergem! Să conducă domnul Nocivanu și cu mine. Ok. Hai, ce stă lângă mine! Nu la volan. Ce stă? Nu la volan, domnul Farisal. Băi, nu pot să mă dau jos. Mă fac cu mare! Nu la volan, dă-te jos, Lucky. Cine n-are loc pe jos? Haide, la pași! Cine are ghinion și merge pe jos? Dă-i, 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 dă-i! Haide, domnul Lucky. Hai să cântăm un cântecel către școală. Mă, Nociv, ți-i să conduci! Fii atent și dau lola cu bulgări. Fii atent și dau lola. Mergeți responsabil. Ia uite, fii atent că roșu știe. A trecut pe roșu. A trecut pe roșu. A trecut pe roșu. N-a făcut nici sensul. Ce polițiști avem. Ușor. U, intrăm în școală. Mamă, domn primar. Ușor în orice că... Într-un pereche. What? E prea mic, nu văd parbrizul. Mamă. Ia vezi deja, domnul primar. Ce parcare e asta? Coborâți, coborâți, coborâți. Parchez cum vreau. Toată lumea la domnul. Nocip, tu nu știai să conduci, nu știai. Am condus perfect. Doar să dea amen. Piticule. Doar să dea amen. Liniște, mă, șmecher. Să vorbească domn primar, gata. Ia. Opa. Bun. Deci, oficial, domn primar, începe în Skincraft, așa că gata cu boluzeala, gata cu gălăgia. Ce mic sunt. Strictețe la școală. Bun, momentan suntem în spate. Haideți după mine, haideți după mine. Mama mia. Și din momentul ăsta suntem doar profesori și elevi, nu mai există altceva. Da, Nocim! Frate, stai cu mine în bancă. Facem, stai cu mine în bancă, frate. Pup. Opa. Mamă, ce școală! Nocivanius! O să o să iei holul! Ce școală! Mamă, viața la școală! Nu mai dați cu pomnii! Ce școală arată, what? Îți place, Nocim? Care tot trage, mă? Care a tras, mă, școală? Pe aici, pe aici, pe aici. Oameni, mă pierd în școala asta. E prea mare școala. Bun, aceasta este intrarea. Spate. Wow. Puncte bonus. Puncte bonus dacă o recunoașteți de undeva. O recunosc eu, o recunosc eu, Gumball. Din Gumball. Ia auzi, Gumball, că știu. Foarte bine, foarte bine. E din desene. Ok. Deci, cam așa se prezintă școala. Este uriașa, sunt multe, multe clase. Multe facilități avem aici, așa că vreau să întâmpin prima dată profesorii de astăzi. Ia profesorii. Mine, ce profesori? Ia.
Bine, profesor, prim Clorna. Profesor, haide. Bună ziua, profesoară! Ce să ne predați astăzi? Vă predau sfânta matere de muzică. Sper că ați pregătit tema. Nocivanu song, Nocivanu song. Scris la muzică. Scris, dacă nu scoateți foaie. Nocivan, permesan. Domnul profesor, haideți să ci. Ce predați dumneavoastră, repede? Domnul Clorna, stați o secundă, stați o secundă. Ce predați cu zumii? Așa la școală. Gata. Cu peșele în mână și cu frunze. Luați un costum ceva pe dumneavoastră. Era dezbrăcat Clorna. Da, mă scuzați și doamna profesoară de față cu dumneavoastră, profesoara nouă școală, doamne feri, vine imediat. Schimbă-te Clorna! Eu am rămas repetent. Bun, domnișoară Zumi, ce ne predați astăzi? Eu o să fiu profesoara voastră de japoneză. What? What? Ching-chong-chong, nu japoneză. What? Ia uite-l, ia uite-l, s-a îmbrăcat. Bravo, Grujbit. Ce a făcut, mă, faci? S-a dat cu flash. S-a dat flash. Domnul Nocivanu. Domnul Nocivanu. Criminalul Lucky, 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 criminalul Lucky, l-am văzut. Ce se întâmplă, mă? Gata școala! Invizibil pe toți! Se vede sistemul. Doamne! What? Care trage? Ați realizat că avem niște legi în orașul acesta. Așa că oficial toată lumea va fi percheziționată de către domnul Nocivanu. No! Cu gloanțe și asta cu flash. Cine are arme? Cine are orice? La Kim, Fanny Salt și omul orice. Ei trei. Ce Fanny Salt? I-am văzut și eu, da. Fanny Salt are flash-uri. La percheziție completă. Grenez, Nocivan, grenez, uite aici. Haide. Puuu! A venit cu grenada la școală, domn profesor. Domn profesor cu grenadă, serios? Ce profesor ești cu grenadă? Unde? Grenada la școală. Grenada ca profesor. Eu am un singur lucru. Frățișoare, cum se face și aici? Unde a plecat doamna profesoară? Ai profesor de chimie în trecut și de asta. De unde a flint de în mână? Gata, i-am percheziționat, nimeni nu mai are în momentul ăsta nici arme, nici nimic. Ia uite fetele! Vin okay, fetele, vin perfect, fetele, perfect. Liniște că vin fetele! Domnul Clorna, ce tot aruncați aici? Clorna dă cu TNT-uri! Domnul Clorna, veți fi arestat după școală, după ore. Haideți să vă explic în felul următor. Haideți să vă explic în felul următor, nu știu de ce primesc pâine, dar... E bine, aș putea spune pâine. Că sunt eu directorul școlii, pentru că preia primăria școala, în fine. Mă voi ocupa eu de prima oră, va fi o oră de istorie, dar vreau să ne distrăm și puțin după ora școală, de istorie, la o oră școală, de sport, mai exact, la o cursă de not. Îmi dai un like că sunt supărat că a început școala. Ok, haideți cu toții după mine să începem ora de istorie, facem ora de not, după care ce... După care ceilalți profesori își vor ține orele. Haideți cu mine în Shirin Dian. Shirin Dian, nu vă băgați! Ok, toată lumea. Cei mai scunzi primii. Uga Buga Army. Fără grenadă. Fără bombe, exact, fără grenăzi. Totul cumiți, ok, boys. Uga Buga Army, primii, boys. Uga Buga Army. Vă înțelegeți cu Benone. 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 Cine a pus apă? Cine a pus apă? Ok. Bun, haideți la ora. A murit Benone. Haideți la ora. Eu nu mai sunt politici din momentul ăsta, suntem toți elevi, da? Da. Deci nu există mușcărie. Nu există mușcărie. Mușcărie. Ok. Hopa! Stați liniștiți. Aceasta este noua voastră clasă. Cut! Ultima bancă. Salut! Salut! Ce mic sunt! Ultima bancă. Profesorii, lăsați copiii în bănci. N-au copii în loc! Toată lumea în bancă, toată lumea în bancă, vă rog. Păi nu, ești elev, cred, acum, nu? N-aveți locuri, nicio problemă. Domnul Nocivanu, duceți-vă în clasa de lângă și luați câteva scaune. Adună 5 de scaune, hai! Fă mă duc cu el, domn profesor! Am căzut sub scaun! Am căzut sub scaun! Am căzut sub scaun! Am căzut! Trage-vă! Trage-vă! Au! Trage-mă, trage-mă, am ieșit, gata. Doamne, Clorna! Mi-a luat loc! Ce e poza asta? Oh!
Hop! Mă, ce? Ce-i poza aia? Cred că Luchi a pus-o, că la mai l-am mai văzut că o pus-o odată. O să primești Luchi imediat, Luchi. Ia că a venit domn profesor cu scaunele! Uite, aici o să punem scaunele și o să stați câte doi în bănci când avem locuri. Aie. Ia, mai să stai. Gata cu aruncarea. N-arunc eu. Aici era locul meu. N-am fost eu. Ce mic e Ștefan? Bun. Are toată lumea loc? Da! Haideți, bună ziua. Bună. Hopa. Ce sunt pozele astea? Ce poze? Stați să-mi fac intrarea. Masa. Liniște, liniște, tăceți! Când am intrat, nu mai vorbește nimeni. Ok. Și ușile este Ina. Fui poză, fii poză. Care face, mă, poză? Bună ziua, elevi. Hopa! Bună ziua! Bună ziua! Da. La ora mea, toată lumea mă salută. Da. Eu am salutat. 3, 2, 1 și bună ziua. Foarte bine, foarte bine. De ce e o găină în clasă? Okay. A venit Farisan de la țară cu găina. Opa, okay. Am pietrit. Bun, trebuie să luăm o mică măsură imediat, dați-mi o secundă. O, nu, da. Ce craftează acolo domnul Rafael? Bun. Ce craftează oare? Să punem... Mă, ce burger băgăm. Punem aici așa. Hai, gata, liniște. Liniște cu prosteala. Bun. Dă-mi banii de mâncare, repede, Achin, repede. Toată lumea se va duce la chestul acesta și va depune camerele și telefoanele. Nu! La ora mea, fără camere, fără telefon. Gata, domn profesor! Grenadă! Au pus grenadă ei. Toar, poate aruncă unul o grenadă aici. Cum ar fi? Bun. Da, da, okay. Da, da, da. Deci văd că nu vreți să ne înțelegem. Ba ne înțelegem. Se mai abate de la reguli, va primi jail și va fi la închisoare. Nu. Și apoi va plânge ca un bebeluș. Primul copil, bun, din închisoare. Dar deja suntem. Eu sunt noul vostru profesor. Așa e. Mă cheamă Grujbiț. Grujbiț. Ora de istorie. Ok. În primul rând, la ora mea liniște. În al doilea rând, vom face prezența. Haideți, domnul Nocivanu. Prezența! Să facem prezența. Ce mic suntem. Vom pune absențe, note și ne vom cunoaște mai bine astăzi. Strigăm catalogul. Bun. Trebuie să strigăm catalogul. Pasați mai departe cartea. Bun, bun. Repede, scrieți-vă repede numele. Repede. Hai, dar nu trebuie să ne strigați să zicem prezent. Mai ai Clerbina. Ba da, pe eu să vă strig după, dar trebuie să am prezența. Ia sal. Scrieți-vă pe listă. Eu nu știu să scriu. Sunteți exmatriculat. Exmatriculează-l. Păi... S-a pus la catedră. Păi nu făceam prezența. V-am să zic prezent. Prezent. Cine a tras? Cine a tras, mă? Mă, cine a tras? A tras Grujbiț, a tras Grujbiț. Are o găină în cap. Gata cu găinile. Ce s-a întâmplat cu prezența? De ce apar găini? Stai că asta e găina lui tataie. Bun. Ia uite cum stă. Ce se întâmplă cu prezența? Domnul director, hai să facem aici cum trebuie, ora, dar ce înseamnă aici? Păi, dar nu mă înțeleg cu oamenii, dar vor primi curând gel. Păi, director, fă ceva. Încerc, haideți cu prezența. Unde e cartea? Nu mai pot să-mi văd. Cine sunt de clărna? Ia uzi. Ca la sacul de box îi dau în ăsta ăla. Noua colegă. Bine sus. Domnul Clărna. A vorbit tu cu mine. În caz că ați uitat. Eu am semnat, m-am prezentat. Gata. Domnul Clărna. Gata cu bășcălia. Domnul Clărna se va muta în spatele clasei. Ce ochelare are Nocim? Domn profesor! Vreau să vă prezint proiectul. Am un proiect să vă prezint. Dragi copii, vă prezint cel mai nou... Dar vreau să prezint proiectul! Stai în bancă! Nu, vă prezint proiectul! O prezență, trebuie să am mai multe. Care e a doua? Opa! Ștefan proiectul! Care e Andrei? Proiectul, fraților! Uitați ce-a făcut Inferitivă! Ce-a făcut? La următoarea abatere, James. Dar n-am făcut nimic! Ok.
Andrei e ultimul. Cine e Andrei? Domnul Clorna, puneți în chest poza. Clorna! Mălare în patru! Cum a dispărut cartea că eu nu înțeleg, eu o simt prezent, carte. Suntem prezenți, suntem prezenți, aia acum! Strigați-ne, domn profesor! Strigați-ne! Doamne, n-aveți nicio carte, nu sunteți în stare. Ce facem, mă? Ce face Lucy? Stați în bancă. Cristinel! Zimba prezent! N-am încărit în dimineața, mai popică! Ia-te prezent! Pică, Cristinel! Aici, în spate! În spate, în spate! Bun, 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 bun! Bun. Irinuș. Prezent. Ajutor. Uitați la ce face Popica. Fanny salt. Nu, nu, nu. Lucky, izolați-l. Irinuș. Prezent. Leleșe. Bine, coleg de bancă de bun. Buga, buga. Leleșe, bă, nu înțeleg să faci liniște că suntem la oră. Chiar vrei să-mi funzi pușcăria? Lasă-mă să citesc prezența. Oana. Prezentă. Oana e prezentă. Prezent, prezent. Ștefan. Prezent. Scaun. Andrei. Prezent. Ce la mine? Iohannis. Cine e Iohannis? E prezent. Iohannis. Cine a scris Iohannis? N-avem niciun Iohannis în clasă. Opa. Ok, ok. Avem așa. Bau. Și a făcut așa? Și s-a auzit, mă! Achil! Domn profesor, uitați-vă, spun, avem un coleg de 30 de ani, ce caută aici? What? Opa. Funny salt! What? Aici! Da. Bun, Clorna! Da, aici sunt prezent! Nociv! Prezent! Secret! Bine! Bun! Pe mine nu m-a strigat! Nu e prezent, e doar omul orice. Omul orice. Omul orice. Așa. Hopa. Bă, ce? Ce se întâmplă școala asta? Prezența, nu mai trebuie. Eu am fost singurul care n-a fost strigat. Arme. Mai fain? Ia uite, mă, sport. Nu ești strigat, te-am văzut, ești prezent. Yay! Ei bine. Lucky mi-a spart. Deja prima oră. Haideți să începem ora. Băi, gata cu pășcălia. Mos? Ia. Bun. La ora mea, toată lumea va primi o foaie de hârtie și dăm test. Văd că nu puteți să test în prima zi! Începe testul. Domnul Clorna. Domnul Clorna, gata cu prosteala. Gata. Gata. Domnul Clorna, în spatele clasei. Nu, nu, nu. În spatele clasei. Fiți atenți. În spatele clasei. Mă duc, dar fiți atenți. Fiți atenți aici. Domnul Clorna, în spate. Era Q-Sanity. Ce? Mă, ce? Să înceapă testul! Hai să pușcărie dacă mai faceți o dată. Dar vreau să-l test, dar nu începe. Eu m-am pregătit. Mai vorbiți o dată și veți gata, fi mutat gata, în altă am închis clasă. Gura, am închis gura. Ok. Toată lumea primește o foaie de hârtie. Începe testarea. Să înceapă. Nu vă mai bateți, domnul Clorna. Da? În spatele clasei, am zis. Nu mai am poză să pun în spate. Nu mai am poză. Ați fost neastâmpărat. Haideți, nu mai ziceți. M-am mutat și eu mai în față puțin, că nu văd de capul marea lui. Oh, bună ziua, da, domnule. Da, da, e ok. Da, bună ziua, Lucky, bună ziua. Ce faci, mă? Mamă, dar ce cămașe frumoase aveți. Domnul Q-Sanity, nu mai umblați acolo. Gata, gata. Ziceam că am pregătit poza. Aveți foaia de hârtie sau nu? Cine nu are? M-a ridicat puțin că m-a lovit, Fanny Salt. Nu te mai ridica. Gata, gata. A dar... toată lumea, da sau nu? Bun, exmatriculați-l! Exmatriculați-l, l-am văzut! Îl exmatriculăm pe veci! Și exilați-l! Ce face Clorna? Lucky! Nu! Eu am pus ultima! Ați primit foaie de hârtie? Ia că a rămas aia acolo pe veci! Eu am! Da, da, da! Cine nu are? Cine nu are? Nu a cole... Mafia! Ce, mă? Ce școală e asta? Domnul Roșivanu, mi-a zis că ea sper că... Lucky l-a omorât pe Clorna! Uite, Q-Sanity.ro, ce e ăsta? Bravo, Roci, bravo, mai zi! Poftiți arma! Domnul Lucky are arma, arestați-l! Bun, bun. A fost arestat oficial și urmează să fiți și restul arestați dacă nu mai zi nimic, gata. Păi și cu cine mai toată predat, lumea are carte sau nu? Test. Da, da. În ce dată suntem astăzi? Cine nu are? 11/09/2023. Okay. Q-Sanity semnat. Lipsește domnul Clorna. Domnul Clorna va fi arestat. L-a omorât, l-a omorât. Ok, ok, ok. Patron.
Să înceapă testul. Gata sau nu? Da! Da, bun. Hai să scrie testul. Prima întrebare. Vei scrie după dictare. Care prima întrebare? Întrebare. Toată lumea scrie. Da. Când, care ai școală? Când? Când a început, seria SkinCraft, pe YouTube. Pe YouTube. Bă, asta e ușoară. Toată lumea scrie. Ok. Care din ele? Repet. Când a început seria SkinCraft pe YouTube. Ok, seria ok, aceasta. Ok. Cred că știu, dar nu sunt sigur, cred. A, e șansa să știu. Întrebarea 2. Ultima oară, repet. Când pregătit pe timpul verii, vă voi oferi 3 opțiuni. Ia. Yeah. Dintre care una este corectă. Ok. Prima variantă. Varianta 1. 5 august 2023. Ok. Mai dă cu variante, să nu scriem noi. A doua variantă. 20 iulie 2023. Mamă, e grea, e grea, e grea. Eu cred că... Și a treia variantă. 11 august 2023. Ok. Eu cred că e varianta... Nu mai șoptiți că vă auzi și stricați testul. Cred că răspunsul este varianta... Terminat? Varianta este 11 august. Să văd că nu. De fapt nu. Chiar așa. Stați în bancă. Varianta 3, 11 august 2023. A terminat toată lumea, a apărut. Da. Domn director, cineva o sparge geamuri. Nu mai spargeți geamuri. Eu mai am de făcut. Lucky sparge. Ok, ok. Lucky sparge, că l-am văzut. Ce e gaura asta aici? Iar un nociv. Urmează a doua întrebare. Dă-te întrebarea pe tablă. Întrebarea 2. Așa, începe dictarea. Okay. Întrebarea 2. În ce an a fost lansat jocul Minecraft? 2009. Demo sau beta? Dacă oficial 2011. Prima dată când ai putut să joci Minecraft. Deci 2009. Bun, repet. În ce an a fost lansat jocul Minecraft? 2009, nu. Avem următoarele variante. Avem variante, e bine. Prima variantă. Da. 2012. Nu. No. Ok. Nu, atunci a apărut oficial. Variantă. 2007. Nu. No. A treia variantă. 2009. 2009. Răspuns. Bun. 2009. Petre. Fără șopteală. Vreau să vă folosiți creierele mari. Wow, ce test ușor, bă, pop! E B, e B, e B. Domnișoara Oana, vă descurcați? E B. E B. Bun. E B. Dar fanii sa ce caută în picioare acolo? Doamne, nu, ce vezi nebun! 2012. Care-i capul prea mare? 2007. Nu știu ce e. Bun. Deci, primesc un apel telefonic, imediat revin. Da, bun. 2012. Fiți atenți. 2012. Bă, n-am blocuri. Date, 2012, Clara. Care e? Ce dată e? Da, repede, zi. Ce faceți în picioare? Bă! Date! Ce se întâmplă aici? Am venit să te salvate, banii s-au pus în față ceva! Da, boss! Ce face acolo? Spider-Man, uite! Lucky face crime! Lucky! Ce s-a întâmplat? Mi s-a pus cea pe masă! Mi s-a pus cea pe masă! Nu mai poate! Dumneavoastră ați văzut tot ce s-a întâmplat! N-am văzut că eram atent la testul meu! Nu, ce era atent la test! Mi-a pus ceva pe masă! Aș sparge pădeaua. Uite că distruge tot. E o poză cu dumneavoastră acolo în spate. Doamne. Bă, nu mai puneți. O poză cu mine. Când intra în clasă. Gata bășcălia. Gata bășcălia, am zis. Nu mai construiți. Nu mai construiți, am zis. Mi-am dorit scaunul. Bă, care i-a stricat scaunul lui Clorna? Nu, l-au întors. Toată lumea stă jos. Toată lumea stă jos, bun. V-ați descurcat? Da. Bo! Eu las scaunul, domn director. S-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Nu! Liniște. Bun, liniște. Ce mi-a zburat itemele?
Urmează a treia întrebare. Îmi spun itemele. Domnul Lucky, vă mai ridicați o dată în picioare și intrați la mușcărie. Mi-a luat scaunul, mi-a luat Andrei scaunul. Cine l-a luat? Ia să vedem. Nu înseamnă Andrei. Aștept să mă elibereze ca să-mi dea itemele, cred. Domnul Andrei? Oh my god, dai itemele mele. Domnul profesor mi-a furat scaunul. Unde-i scaun? What? Doamne, m-a băgat la închisoare. Dar n-am făcut nimic rău. Vedeți voi ce rău e la școală. Mi-a făcut efectiv jale toată ziua. Mi-a ruinat-o. Ce caut la pușcărie? Salut, boss! Mi-a luat scaunul din față și m-a dus la închisoare aici. Pe veci, aici stăm o lună. Am revenit. Așteptați-mă, da, profesor, așteptați-mă. Vedeți, fără mine test. Mă, ce? Fără bășcălie, v-am zis, da? Care e întrebarea 3? Bun. A treia întrebare. Care este cel mai rar minereu din Minecraft? Emerald. Vom avea 4 variante. O? Prima variantă. Lapis lazuli. V2. A doua variantă. Okay. Gold. Gold. Clar nu-i gold. Alo? A treia întrebare, continuarea. Care este cel mai rar minereu din Minecraft? Da, da, da. Ridic mâna, domn profesor. Izoșter stori. 4 variante. Lapis lazuli. Oh my god. Care e răspunsul? Lapis, gold, diamond sau emerald? Răspuns. Domnul Clorna, de ce aș opri? V4. Nu, eu era colț. Eu? Domnul Clorna la colț. Domnul Clorna, a zis răspunsul în gura mare. Dar e greșit oricum. La colț? Oricum e greșit, oricum e greșit. Vreau toată lumea să râdă de domnul Clorna. Stai la colț. Stau, îmi dă cu oamă în gură. Ia de aici, Clorna, ia de aici. Corect. Opa, ce căutați aici? De digreșteala la domnul Clorna. Ce poza asta? O cunoaște cineva? Acum. A terminat toată lumea? Ia vedeți-l pe ăsta. Da. Oficial toată lumea a terminat. Nu avem timp să inspectăm răspunsurile tuturor. Va alege domnul profesor aleatoriu. Hai să începem cu domnul Nocivanu. Da. Dați-mi cartea. Nu, nu, dați-mi cartea. Nu, nu, eu verific aici și vă dau și eu note imediat. Stați-o loc. A făcut poză, a făcut poză. Să ieșiți din clasă. Afară din clasă. Afară din clasa mea. Liniște. Ok, avem așa, uitați-vă în spatele dumneavoastră, domn profesor. Da, gen, bun, cineva domnul s-a Civan... pus pe mine? Domnul Civanu, no, da, colegi. Prima întrebare corectă, da. Ok. Yeah. A doua întrebare chip? Greșită și a treia... Ce bun, bătrâne. Aveți nota 6, domnul Civanu, 7. Bravo, bine, bravo! Vreau și eu, domn profesor, vreau și eu! Imediat, imediat, dați-mi caietul. Dați-mi foaia să vedem ce ați... Nu asta! Ok! Bun, uitați aici! Foaia să vedem ce ați scris! Nu, am uitat ultimul răspuns! Am uitat ultimul răspuns! Nu! Ia să vedem la domnul Clorna! Ia! Nu! Prima întrebare greșită, a doua corectă, a treia greșită, nota 4. Nu, Clorna! Să nu spui la părinții acasă! Ia, domn profesor, deci am făcut tot testul de la GU până la final! Ia să vedem, liniște în sală, să vedem nota domnului. Nu râdeți de mine, vă rog, dacă e o notă mică. Avem așa. Hai că okay. Sunt blocat în clasa asta de 4 ani. Vreau să trec și la următoarea. Bun. Prima întrebare corectă, yes. A doua întrebare corectă, yes. Și a treia întrebare nu mai există. Păi am răspuns la a treia. Și-o bătut joc, și-o bătut joc. Am răspuns. Am zis. Nu te-am lovit. Bun, nota 7, domnul Chisani. Uite, la 10, dar... Bine, bine, bine. Trec. Nota 7. Nota 7, ultimul din clasă. Elevul exemplu, ia uitați-vă. Nota 7. Prima întrebare corectă. Așa, așa. A doua întrebare corectă. Uite, fetele. Corectă. Buga, buga. A treia întrebare corectă, nota 10. Ajutor. Primul răspuns. Bravo. Nota 10. V-a dat un pumn acolo, domnișoara Oana. Ia să vedem, what? Domnișoara Oana. Ai știut, Oana? Ai o găină în cap, Clorna. Mă, șepta, șepta, auzi? Mi s-a furat testul. Ia uite la mine, să s-a furat testul, cine l-are? Da, mi-a furat testul. Domn profesor! Doamna, domnișoara Oana! What? Mă, ce? De ce?
Plutește copilul. Domnișorul Cristinel. Băi, dar mi-au furat ce. Spider-Man. Plutește copilul, e posedat. Ia să vedem. Sunt Spider-Man. E posedat. E posedat. Este foarte corect pentru Oana. Păi dacă am Spider-Man. Liniște. Liniște o secundă. Ce-i ăla? Omul TV. E omul televizor. A murit omul televizor. Liniște. Era omul TV Titan. Prima întrebare corectă. A știut Oana? Greșită. Nu. A treia corectă. Nota 7, nota 7. Ok. Fiți atenți, fiți atenți, fiți atenți. Stați așa că am numai... L-am jefui pe nociv. Ce se întâmplă? Semnat. L-am jefui pe nociv. Hopa! Wow, fără poze de-astea. Ce-i aia? Eu mă cu poza la frunte. Aoleu, mă văd eu că am pus eu poza. Eu l-am pros în spate. What? Dar ce-i skin-ul ăsta, domnul? S-a dus culora. Fără bășcălie. Nu, aici stăteam. V-ați luat barba. Când? Acum 5 ani? Fără bășcălie. S-a golit clasa. Și nu și-a făcut prima întrebare corectă. Și a doua. A treia corect, Irinuș, nota 10. What? E șefa? Nota 10, Irinuș. E șefa. Nota 10. Ștefan, la domnul Ștefan. Repetent. Prima corectă, a doua corectă, a treia corectă, 10 la domnul Ștefan. Primul băiat care a luat 10. Succes. Mă, dă-te de aici, că e locul meu. Trebuia semnat. Ești prea mifani salt. Băi, pleacă-mă de aici. Dă-i lui Rafa, dă-i domnului. Băi. Ia, ia, ia. Uite aici, aici. Pasați aici. Păi, dar n-ai semnat. Ba da. Asta e a ta? Da. Trebuie să fie semnată, nu e semnată. Păi nu. Am semnat-o eu. Păi! Domnul Bogdan. Omul de la geam! Omul de la geam! Bine, bine, bine. Omul! Domnul Bogdan, da, da, da. 10. Domn profesor. Omul de la geam! Ce? Bă, luate sub. Uitați-l! Nu vă mai prostiți. Aici, uite-l. Domn profesor. Nu vă mai prostiți. Uitați-vă la mine, domn profesor, Chiustenit, eu am venit la școală cu golemul ăsta, uite ce urât e. Ba nu e adevărat, ba nu e adevărat. Ok. Să vă dau testul. Câțiva dintre voi v-ați descurcat bine, câțiva nu prea. Ok. Vreau să... Ok, vă verific. Nota 7. Mă, ce? Domnul, omul orice. Unde este? Unde e domn profesor? Unde e domn profesor? What? Domn profesor, s-a întâmplat. Vreau toată lumea să vină după mine. Ce se întâmplă aici? Omul de la geam! Toată lumea vine după mine. Luați-l! Bă, care ne-a aruncat? Haideți cu mine, haideți cu mine. Bă, ce-ai făcut? Haideți! Pugă-pugă armi, boys! Bă, m-am făcut înapoi! What? Bă, ce, se aude, bă? Ce se aude? A bubuit flash-ul. Hai, dă-mă cu petarde. Nociv, dă. Nocivul lumii. Hai, că am dat-o dacă e. Lănțosul. Vezi că n-ai dat în mine, ai dat în săraca zombie din greșeală. N-ai dat în mine. Scuze, zombie. Dementule. Dementule. Evita mea. Mă, de ce ești așa? Ce-ai zis, mă, funny salt? La piscină. N-am luat-o. Hopa, hopa. Sau la colegii, hai, la bătaie. De ce vă luptați, domnișoara Oana? O, cine nu-a cu mine? Profesor. Omule, ești din apă! Că e cu clor! What? E cu clorna! Pe echipe, pe echipe! Ia, face sălitura! Mai taci, Fanny Salva! Toată lumea se distreze astăzi la piscină. Mai taci odată! What? Tenec! What? Mă enervez, ce tare! Haideți cu toții, săriți cu toții! La piscină și acum ce faceți? Eu dau bomba. M-a bătut Fanny Sara. Am dat bomba. M-am blocat pe scară. Mamă! Nu-i adevărat. Hai, Fanny Sal. Fac bombă? Da, da, da. Fac bomba? Fă. Ok. Bomba! Bomba! Bă, ce se întâmplă? A făcut Fanny Sal bomba în apă. Am dat bomba. Domnul Lucky, ce faceți? Am nevoie de mâncare, m-am prins ceva și m-am lovit.
Săriți în apă, pe trambulină. Ești iubita mea acum. Ce? Săriți în apă, săriți în apă. Nu băgam să mă scăpa de la spitalul de nebuni. Stai, stai, ia pe gratis. Ia pe gratis. Stai, ia mai mult. Dați-ne o notă la săritor, domn profesor. Trebuie să o ajutăm pe Zumi. Ea saltată de fari salt. O să beau din apă? Fraților, cine prinde înghețata? Că am o înghețată pentru voi. O înghețată! Cine prinde înghețata? Toată lumea în apă, toată lumea. Am prins-o, am prins-o. Puh, am prins-o, Răciv. Ia uite, Răciv, ia uite. Hoppa, hoppa, hoppa. Bă! Clor, dar unde ești? Prima zi la școală. Bă, mă lovesc la cap. Clor, dar nu te vede. Ne-am distrat destul, ne-am distrat destul. Mă, ce? Mă, ce apă? S-a spart o țeavă! Opa! Mă, ce? S-a spart țeava! Te împing în apă! What? Lava! 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 Baaa! Pot în Otania! Care vrea o înghețată? Mă, ce lava? O mănânc eu! E fake! Haideți în lava, haideți în lava toți! Bă, care-o fura lava? E fake! Mi-a pus lava! Au! E ciubăr! S-a dat flash, flash, flash! Mă, ce? M-am ferit de el. Hai toți după domn profesor! Dar de ce fani arde? Bă, dar de ce am luat foc? De ce arde? Avem fani? Ultima oră, ora de informatică. What? Păi și de japoneză când? O bine, 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 la calculator, bine, 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 bine. Mai nebunita ciodată, nebunita. Bine, nu mă mai lovi. Toată lumea la calculator. Zomi, te las pe tine, te las pe tine, poți să stai, Zomi. Fraților, sunt cel mai mare adult din școală. Bă, tăcesc că vreau să trec școala odată. Bă, tăcesc! Hit, hit, hit! Hit, hello! 90-uri, fac 90-uri! Nu, 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 Dark and Darker! Bun, 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 cine se joacă Dark and Darker? Domn profesor, n-o strecoată glasa! Păi să repetem! Bă, îți iau banii de mâncare! Hit, hit, hit! E un hit atâta, e alb, e alb! Player acolo! Acesta e alb, Manu! Da, Nociv, bagă-te! Bagă-te, Nociv! Ai grijă! Shield-ul, shield-ul, Inselit, ai grijă! Bagă-te, Nociv! Bagă-te, Nociv! Căștile din... I-am dat, i-am 200! Rafael, cântă! Rafael, cântă! Ce se întâmplă? Gata, gata, boys, gata! Liniște! Acestea au fost cele 3 ore ale domnului... primar. Ok. Sper că v-au plăcut, că v-ați distrat. Yeah! Desfășoare activitățile. Mi-a plăcut domn profesor. Ce faci în următoarea oră? Hit! Hit! Mulțumim pentru ore, au fost frumoase.